Bună tuturor! Bine ați venit la webinarul de astăzi din etapa de pregătire pentru Unbreakable România 2022. Așa cum deja știți, Unbreakable este un program de educație pentru tine care a fost conceput să vină în ajutorul vostru pentru a voi să faceți primii pași din cariera voastră în securitate cibernetică. Practic, pe lângă partea de studiu, unde menționăm diverse resurse teoretice, Unbreakable vine în ajutor și pe partea practică. Iar aici nu mă refer doar la exercițiile și laboratoarele practice la care deja lucrați pe CyberEDU, așa ca pregătire pentru concursuri și care vă dezvoltă skillurile tehnice, ci mă refer și la informații și detalii despre ce înseamnă efectiv un proces de recrutare pe poziții de entry level în acest domeniu. Acesta este și subiectul de astăzi și înainte să trecem la prezentare, ca de obicei vreau să mulțumesc organizatorilor acestui program, BitSentinel împreună cu Orange România, partenerilor instituționali, celor din mediul academic, partenerilor media și, evident, susținătorilor noștri din mediul privat, și anume CGK România, EY România și ZITEC. Acestea fiind zise, le urez bun venit Ralucăi și lui Vlad. Ei fac parte din echipa CGK România. Le mulțumesc tare mult că au acceptat să fie astăzi alături de noi și voi lăsa pe ei să vă împărtășească o serie de insight-uri legate de cum îți începi efectiv cariera în securitate cibernetică. Salutare! Ce faceți tuturor, în primul rând? Și dacă tot facem așa, hai să vedem. Nu știu dacă mi se vede și ecranul. În primul rând, ne bucurăm că suntem toți aici și mulțumim că petreceți cu noi acest interval. Așa cum probabil ați și văzut, scopul este ca astăzi să povestim un pic despre ceea ce înseamnă să îți începi cariera în IT. În ceea ce mă privește, eu sunt Raluca, sunt de aproape 9 ani în CGK. În principal, focusul pe care l-am în activitatea mea de zi cu zi este pe zona de recrutare, poziții de infrastructură, implicit mă refer aici și la securitate, pentru că socul nostru este în plină dezvoltare și atunci în prezentarea noastră de astăzi o să intrăm un pic și în detaliu pe această zonă. Vlad, să știi că nu te auzim. Nu se aude. Încă nu te auzi, Vlad. Poți încerca cumva fără căști? Eu nu aud. S-a schimbat ceva cumva? Mă auziți între timp? Acum, da. Perfect. Vă spunea și eu încă o dată salutare tuturor. Raluca, mersi pentru introducere. De cealaltă parte, o să mă găsiți și pe mine. Eu sunt Vlad, sunt recruitment manager în CGK. Dacă e să povestesc un pic despre mine, pornind de la începuturile pe care le-am avut în CGK, m-am alăturat echipei în 2018, chiar în prima zi lucrătoare din 2018. Am început la momentul respectiv ca recruiter, dar pe partea de software, e adevărat. Deci, dacă e să mă uit spre Raluca, ea mă bate un pic vorbind de know-how tehnic pe partea de infrastructură și implicit de cyber security. Așa că ea astăzi o să vă povestească un pic mai multe și despre puțin zona de trenduri și așa mai departe, puțin mai specific pe partea de infrastructură și cyber security. Întorcându-mă la mine, am crescut gradual, să spun așa, și am avut ocazia aici în CGK să cresc ușor-ușor de la rolul de recruiter către partea de coordonare. Întâi, e adevărat, pe zona de software, iar acum pe ceea ce înseamnă partea de delivery center din CGK cu totul. Aproape 4 ani și jumătate deja în echipă, lucrurile merg fantastic și mă bucur să fiu astăzi cu voi și să vă pot povesti un pic din ce am mai învățat și eu de-a lungul timpului pe partea de recrutare. Din ce înseamnă de asemenea să fiu un pic și la început de drum. Așa că vă propun în perioada următoare, să spun așa, să vedem exact cât o să dureze prezentarea asta, să parcurgem împreună câteva informații de
și de cum vă puteți pregăti voi pentru a intra în zona asta de cyber security. Ce înseamnă partea de recrutare efectiv, cum poți să ai expunere și acces mai ușor către poziții de tip entry level, internship-uri, academii și așa mai departe. Și bineînțeles orice alt detalii mai bine pe partea de mentorship, lucruri care vă pot ajuta pe acest traseu principal. Din păcate nu o să putem interacționa în mod direct, verbal, astăzi, însă avem un chat care este deschis, așa că vă încurajez pe toți, pe măsură ce avansăm în prezentare și povestim pe marginea capitolului pe care le-am pregătit, să adresați întrebări în chat. Noi la final vom avea și o secțiune de Q&A și acolo cu mare drag putem să povestim, să tratăm toate întrebările care vin din partea voastră și să răspundem tuturor curiozităților, să spun așa, pe măsură ce ele apar. Oricum, pe parcursul prezentării noastre, să știți că o să avem nevoie de puțin ajutor din partea voastră. În momentul în care ajungem acolo, o să vedeți și despre ce este vorba. Exact. Bun. Și dacă tot v-am povestit și eu și Raluca faptul că noi facem parte din echipa CGK, haideți să povestim un pic și ce înseamnă CGK, cine suntem noi mai precis ca echipă, de unde am pornit, unde ne îndreptăm și implicit cam cu ce ne ocupăm atât la nivel de grup și aici în România. În primul rând, anul ăsta aniversăm un număr rotund de 30 de ani de activitate pe piață la nivel global, să spun așa. Clienții noștri, e adevărat, se axează mai mult pe area geografică a Europei, însă din când în când se întâmplă să cooptăm în portofoliul nostru și clienți de la nivel global. Repet, 30 de ani de experiență pe piața de la nivel de grup. 10 ani din acești 30 au consemnat și o prezență în România, să spun așa. High level câteva cifre, undeva la peste 2500 de clienți, aș adăuga eu de clienți fericiți pe care avem un parteneriat alături de noi. Undeva la peste 6500 de colegi cu totul în toate țările în care suntem prezenți cu biroul în Europa în acest moment. Cam 700 și fix suntem deja în România și ne continuăm cumva planurile de creștere spre 1000 de colegi la nivel național curând, sperăm noi. În Europa cam peste 20 de birouri în acest moment. În România, două birouri, București, Iași, ca și locații fizice efectiv. Un birou cu care lucrăm foarte, foarte îndeaproape este cel din Chișinău, din Republica Moldova, în acest moment. Bineînțeles, pe parcurs, odată ce cumva și pandemia ne-a dictat asta și piața se îndreaptă din ce în ce mai mult într-un setup flexibil, în ziua de astăzi întâlnim în România prezența CGK nu numai în locațiile fizice, remotely speaking, să spun așa, în alte orașe mari din România. O să întrebați poate sau vă întrebați poate ce face CGK mai precis. Noi ne puteți privi ca pe un full integrated pe partea de servicii. Asta înseamnă că acoperim un portofoliu foarte, foarte complex, să spun așa, și avem cumva mare avantaj că putem oferi, iar cei din piață pot găsi la noi, bineînțeles, servicii atât pe zona de dezvoltare aplicații, pe partea de mobil, partea de web development și așa mai departe, cât și un landscape, un peisaj destul de complex pe partea de infrastructură, unde pornim de la zone de rețelistică, de network and security și așa mai departe și urcăm încet prin toate layerele de inginerie, de infrastructură, începând de la partea de virtualizare, storage, backup și așa mai departe, până la implicit și zona de securitate cibernetică, de cyber security, pe marginea căreia de altfel ne aflăm și noi la acest event pentru a povesti mai mult puțin. Cam asta ar fi CGK, high level. Bun, Vlad, mi-a furat pâinea de la gură, că deja a intrat în zona de infrastructură. Haideți să povestim într-adevăr high level și pe ceea ce se întâmplă în ceea ce înseamnă securitate în CGK. Pentru că vă spuneam că și noi avem un SOC, dar când spui securitate, de fapt de drept, ai o plajă mult mai largă. Mai precis, noi ca și companie, suntem o companie care merge în ajutorul clienților pe tot ceea ce înseamnă roadmap-ul sau întregul peisaj al securității. Și aici mă refer la securitate din punct de vedere tehnic pe zona de CMSOR, da? Prin diferite platforme și soluții pe care le avem, și până la tot ceea ce ține de
practici și implementări în conformitate cu framework-uri sau cu standarde la nivel recunoscute la nivel global. Scopul de fapt și de drept este ca noi să fim alături de clienții noștri, un partener în ceea ce înseamnă acest drum care să ajute la reziliența cibernetică prin oferirea unui spectru de serviciu end-to-end, da? De servicii end-to-end, de la ceea ce ține de assessment, să înțelegem ce se întâmplă în ecosistemul clientului și ce nevoi are mai departe acel client, până la prevenție, și aici intră destul de mult în structură, în schemă, toată paleta aceea de EDR, dar pe lângă asta, inclusiv echipa noastră de vulnerability management, pe care o avem în CGCA, contribuie în acest sens. Partea de detecție și răspuns, și aici intră efectiv în practică tururile, și când tururile mai dau kicks, echipa noastră Red Team, da, de incident response, și colegii care fac parte din ea, și evident tot ceea ce se întâmplă după un incident de securitate, pe lângă recuperarea rapidă, mă refer aici și ceea ce învățăm de aici mai departe împreună cu clientul, pentru că de fapt este un întreg proces. Și pentru tot acest întreg proces și serviciile pe care noi le livrăm ca și companie, cu ajutorul colegilor noștri care fac parte sau acoperă tot spectrul de securitate, de la tehnic la guvernanță și audit, da? Intră în a crea cea mai bună experiență pe zona de securitate și cea mai bună modalitate de a rămâne ancorați într-un mod de prevenție a atacurilor cibernetice. Pentru că probabil și voi știți deja, mai ales ca urmare a contextului în care ne aflăm de mai bine de 2 ani de zile, și tot ceea ce ține de cyber attacks a luat amploare. Da? Și atunci noi venim ca și un partener pentru acești clienți. Acum, dacă e să intrăm un pic în zona asta de securitate la nivel general, da? Până la urmă și voi sunteți acum într-un program de învățare, sunteți pasionați de acest domeniu și vreți să creșteți în acest domeniu. Și pe noi ne face chiar, suntem un pic curioși, aș zice, să vedem și ce știți voi că se anunță pe zona asta de trenduri de securitate, pentru că într-un fel sau altul și trendurile în securitate duc la apariția nevoii de specialiști pe diferite domenii din sfera securității. Și aici o să avem nevoie de ajutorul vostru, că tot vă spuneam asta. Da? Pentru ceea ce înseamnă acest ajutor, o să apelăm la voi pentru Menti. Da? Stați așa puțin asbarul minunat. Scanați QR code-ul imediat. Așa, fără taskbar momentan. Scanați QR code-ul acesta, da, care o să vă ducă pe o platformă Menti, se numește ea. În această platformă, noi vom veni astăzi cu mai multe întrebări către voi. Prima, și unde avem nevoie de ajutorul vostru. Prima dintre aceste întrebări este să vedem și ce știți voi, din ce ați citit, din ce ați văzut până acum, care credeți că ar fi trendurile de securitate pentru 2022 și mai departe, de ce nu. Am văzut, să vedem și ce ajutor avem din partea noastră. Nu știu dacă ați reușit cumva să scanați QR code-ul. Dacă nu, shoot away! Eventual putem lăsa și un link în zona de chat pentru cei care poate intra de pe telefon. Da, e și asta o variantă. Să vedem.
lăsăm și încet. Bam, 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 bam. Asta este platforma. Utilizați ca și cod. Nimic. Yes. Bine, foarte tare. Bravo. Foarte, foarte, foarte tare. Blockchain, IoT, cloud, AI, crypto, AIML, bravo. Cloud security, quantice. Ok. Da, Vlad, se pare că suntem chiar spot on noi. Am nimerit-o și noi. Now we're talking. Da, din punctul acesta de vedere, e clar că sunteți foarte, foarte bine pregătiți pe zona aceasta, pentru că, într-adevăr, ca și trenduri pe ceea ce înseamnă tehnologie, aceasta pare să fie direcția. Tot ceea ce ține de inteligența artificială, machine learning, implementat în utilizarea diferitelor platforme sau soluții de securitate, este și partea aceea de cloud și de Internet of Things, într-adevăr. Însă, așa cum știți, cu siguranță, la fel de bine, când vorbim de securitate, e un întreg ecosistem. E zona de tehnologie, e zona de procese, da, și e zona de oameni. Pentru că ca acest ca o organizație să fie secure, să fie sigură, trebuie să se uite la toate cele trei bucăți din acest ecosistem. Și pornind de la ceea ce ați spus voi, pe zona de tehnologie, într-adevăr, acestea par să fie trendurile. Ceea ce aș estima eu ca om care lucrează în recrutare, aș spune că odată cu aceste trenduri vor apărea din ce în ce mai multe roluri de specialiști pe zona de cloud security, pe ceea ce înseamnă cyber security engineers cu focus, într-adevăr, pe AIML și pe integrarea unor astfel de concepte în ceea ce fac ei ca și activitate de zi cu zi. Dar plus partea de pentesting, într-adevăr, care o să fie în continuă dezvoltare de asemenea, pentru că până la urmă, atât ce se întâmplă în momentul de față în peisajul cloud și Internet of Things, pentru că s-a dezvoltat atât de repede în ultimii ani, cumva zona aceasta de securitate a rămas un picuț în urmă și acum se vede clar că este un progres din ce în ce mai mare pentru a securiza și astfel de soluții pe care companiile le vor avea în ecosistemele lor sau le au deja. Da? Deci, într-adevăr, aici, cu siguranță, și noi ne așteptăm să vedem din ce în ce mai multe roluri de specialiști pe astfel de arii. În concomitent cu zona de tehnologie, într-adevăr, este și componenta aceea de procese, pentru că până la urmă, atunci când vorbim de securitate, vorbim și de existența unor directive.
existența unor framework-uri la care anumite tipuri de companii ar trebui să adere, mai ales companiile care livrează servicii de securitate. Plus tot ceea ce ține de zona de standarde, atât din punct de vedere privacy, da, cum este GDPR-ul, dar și din perspectiva unor reglementări pe care ar trebui și unor aspecte pe care fiecare companie trebuie să le aibă bifate ca să fie certificată ISO 27001. Da? Și în acest spectru, așteptarea mea cel puțin ar fi să vedem din ce în ce o nevoie mai mare și de specialiști, de GDPR, de security officers, da? De auditori, pentru că sunt niște zone care de asemenea se află în dezvoltare. Și întotdeauna, pentru că dacă e să ne uităm un pic, utilizatorii sunt cei care pot să aducă un risc în acest peisaj de securitate. Link-urile alea cu pisicuțe, eu vă spun sincer, mie îmi plac. Dar nu sunt întotdeauna sigur. Da. Ce se observă în piață, în această industrie, de fapt, este o migrare de la trainingurile propriu-zise de securitate care se fac la anumite intervale de timp, la ceea ce înseamnă programe culturale în această direcție, de la, pe lângă traininguri, de la a avea o pregătire basic pe care să o asigure angajaților tăi ca și companie, de a testa vigilența angajaților tăi în permanență prin diferite pastile, astfel încât să te asiguri că ei sunt pregătiți, ca atunci când primesc poate un mesaj de phishing, da, să nu muște momeala. Da? Și în toată această direcție se observă de asemenea un accent pus din ce în ce mai mare. La pachet automat, astfel de direcții vin în continuare cu specialiștii pe zona de securitate, mai mult securitate de proces și securitate de compliance. Da? Cam asta, într-adevăr, am observat și noi că ar fi trendurile. Acum, că suntem toți avem toți același punct de pornire, haideți să intrăm miezul acestei întâlniri, și anume cum vă pregătiți pentru o viitoare carieră ca și specialiști de securitate, da? Cum vă pregătiți voi pentru acest domeniu. Și cum spunea și Vlad la începutul prezentării noastre, haideți să vedem, pornind de la conceptul de internship, care credeți voi că sunt aspectele pe care ar trebui să le faceți pentru a vă crește șansele de a face parte dintr-un internship. Și pentru asta o să apelăm din nou tot la Menti. Și acolo ar trebui, în momentul în care accesați, da, să vă apară întrebarea și să puteți să reveniți cu un răspuns deschis, ca și data trecută. Nu vă pregătiți pentru internship. Nu primiți întrebarea, chiar dacă ați intrat pe Menti pe același cod de mai devreme? Ok, asta e ciudat. Ia să vedem. Nici acum? A, perfect. Perfect. Ok.
venim dintr-o companie de IT, dar se pare că tehnologia până și nouă ne joacă câteodată peste. Hei, Menti are personalitatea lui și e normal să fie. Super. Da. Motivații, certificări. Îmi place foarte mult și treaba asta cu ne interesăm de companie. Spot on. Ok, citesc cam ce se cere și încerc să mă pregătesc la punctele unde mai am de lucrat, de exemplu programare C, focusurile mai mult pe C. Perfect. În principiu facem portofoliu și prin dezvoltare soft skills și hard skills. Păi, eu vă spun din nou, suntem pe aceeași lungime de undă, dragilor. Ce ați spus voi aici este și ceea ce și noi o să parcurgem în următoarea parte a prezentării, cu mențiunea că am grupat cumva toate informațiile pe care și voi le-ați oferit pe patru piloni sau în patru piloni. Educație, expunere, experiență și evoluție. Pentru că în cele din urmă, și asta este aplicabil pentru orice profesie, pentru orice arie, zona de învățare, da, este o călătorie, cum o spunem noi, constantă. Este, până la urmă, ca să rămâi, să devii specialist și să rămâi specialist într-un domeniu, în spate ai un proces constant de învățare. Da? Și o să mergem prin cei patru piloni împreună. Când spunem educație, nu ne referim doar la ceea ce se întâmplă la liceu și facultate. Într-adevăr, îți oferă o bază și te ajută pentru a dezvolta, mai ales profilul real, te ajută pentru a dezvolta capacitatea de analiză. Da? Însă noi în conceptul de educație includem de fapt și de drept tot ceea ce ține de învățare propriu-zisă. Da? Iar în cazul, atunci când vine vorba de securitate, sunt foarte multe surse pe care le puteți accesa, surse gratuite, unde puteți găsi cursuri de securitate, cursuri de cyber security, da, ca și fundamentals. Am pe Networking Academy, pe NetAcad, da, de la Cisco. Știu că ei au inclusiv IoT security, ca și basics, tot ceea ce ține de zona de networking, de Linux, de scripting, cel puțin ca și fundamentals, le puteți găsi și pe SkillUp, și pe edX, și pe Coursera, și pe Udemy. Ceea ce am pus noi aici sunt doar câteva recomandări. Da? Pe lângă asta, aveți și alte surse pe care le puteți urmări, da, și din care să vă luați informații cu privire la ce a mai apărut nou în domeniu. Producătorii de produse de securitate, da, CrowdStrike e doar un exemplu, și care au release-uri periodice cu privire la ce s-a mai întâmplat. Sunt foarte multe companii multinaționale care publică articole cu privire la ce bug-uri s-au descoperit, ce vulnerabilități s-au descoperit, cum să abordez niște lucruri. Da? Dar ce am pus noi aici, și o să aveți ulterior și prezentarea din partea noastră, sunt câteva platforme unde puteți găsi cursuri online, gratuite, ține doar de voi cum vă organizați, câte ore, practic fiecare curs îți arată și un număr estimat de ore și în funcție de asta vă organizați voi timpul pentru a parcurge acele cursuri care sunt de interes pentru voi și care, cu siguranță, sunt complementare și programului curent în care sunteți implicați. Da? Asta este zona de educație, da? Primul pilon. Spuneam că pe lângă asta mai avem expunere, experiență și evoluție. Haideți să ne uităm un pic și ce înțelegem noi prin expunere.
Bun. Și aici, exact cum spunea și Raluca, până la al treilea pas, cel în care ajungem efectiv să acumulăm experiență, trebuie să ne creăm oportunități de a ne expune, să spun așa, și trebuie efectiv să căutăm oportunități pentru a accede în poziții în care putem obține acea experiență. Bun, și cum ne creăm expunerea asta? O să vă povestesc astăzi un pic doar despre câteva dintre tertipurile, să spun așa, pe care le puteți folosi ca să căpătați această expunere și ca să aveți acces, să spun așa, la toate informațiile și la toate ocaziile disponibile prin piață, să spun așa, pentru a căpăta acea experiență efectivă. În primul rând, în momentul în care vorbim despre oameni ce se află la început de drum, este bine să știți că există anumite platforme, chiar și la noi, pe plan local aici în România, care promovează în general oportunități ce vin pe partea de entry level. Ne referim aici la programe de academie, ne referim aici la programe de internship în mare parte din timp și la tot ceea ce vine pe partea de poziții entry level, în principiu. Poziții, fie part-time, fie full-time, care nu necesită neapărat o experiență de muncă anterioară. Și aici vă putem recomanda, repet, doar câteva dintre opțiunile disponibile, și anume hipo.ro sau stagiipebune.ro, de exemplu, sunt platforme care în mare parte din timp gravitează destul de mult în jurul acestor oportunități pentru oameni fără prea multă experiență, și este și locul unde, de exemplu, chiar și noi în CGK de-a lungul timpului am ales să ne promovăm anumite oportunități pe partea de programe academice pe care le desfășurăm, internship-uri pe care le-am făcut de-a lungul timpului și așa mai departe. Bun, mergând mai departe, pentru a fi pregătit, să spun așa, și pentru a face un pas în fața acestor simple platforme despre care vă povesteam pe mai departe, există și anumite lucruri pe care le putem face dincolo de asta. Și aici mă refer la faptul că, exact cum foarte bine ați menționat și unii dintre voi în mentiu mai devreme, putem să începem să ne facem un research propriu, să nu depindem neapărat de informațiile care ne vin de-a gata, să spun așa, pe anumite platforme care promovează oportunități în SOAN, și să începem să facem un pic de research cu privire la cum arată piața corporei din România, cam care sunt playerii, cam care sunt companiile care vin, de exemplu, pe partea de cyber security, pentru voi care aveți un interes aparte pentru zona aceasta. Care sunt companiile care scot pe piață joburi în zona aceasta și de ce nu implicit programe de internship, joburi entry level, poate poziții part-time și așa mai departe, rolurile la care puteți avea acces. Și atunci, una dintre cele mai bune, hai să spunem, strategii pe care le puteți aplica, ar fi aceea de a contura cumva un research propriu, de a căuta în regim independent, să spun așa, de ce pe LinkedIn, de exemplu, player care vin pe partea aceasta, să faceți un pic de research pe paleta de companii care scot joburi pe partea de cyber security și să începeți să vă conectați ușor-ușor cu aceste companii. Să redați un follow pe pagina de LinkedIn, să intrați un pic pe pagina de cariere a playerilor respectiv, să vă uitați exact cam care sunt oportunitățile și, bineînțeles, în momentul în care accesați, de exemplu, primele surse pe care vi le-am menționat, platforme cum ar fi Hipo.ro sau stagiipebune.ro, să prioritizați companiile respective, pentru că, implicit, din partea lor va veni cea mai mare șansă să găsiți o poziție potrivită pentru voi, să spun așa. Bun, odată ce suntem conectați cu aceste platforme, odată ce ne-am făcut deja un research pe partea de companii care vin cu joburi în zona de cyber security și așa mai departe, putem să mergem din nou să facem un pas în față. De multe ori, programele de tip entry level, programele de interview și așa mai departe, generează un volum foarte mare de aplicanți. Și atunci există câteva lucruri pe care le putem face pentru a sări cumva în evidență de acolo. Și ceea ce vă recomand tuturor să faceți în momentul în care sunteți interesați de o companie, sunteți interesați de oportunitățile disponibile în compania respectivă, ar fi să începeți să vă conectați direct cu persoane cheie din companiile respective. Repet, LinkedIn-ul este o sursă nemaipomenită pe partea de professional networking, să spun așa. Noi, ca recruiteri, în mare parte din timp ne petrecem ziua, să spun așa, pe LinkedIn și este locul unde în mare parte din timp oportunitățile, companiile și așa mai departe se adună și își expun contentul, să spun așa. Din nou, vă puteți construi o rețea încă de la bun început pe LinkedIn și puteți să încercați să vă conectați cu oameni cheie din organizațiile respective. Mă refer aici poate la manager de HR, mă refer aici poate la oameni cu un profil similar celui pe care și voi vă doriți, să spun așa, să îl construiți în viitor.
și să vă conectați pur și simplu cu persoane respective, de ce nu să intrați într-o conversație și dacă sunt oportunități deschise, așa, să vă exprimați în mod direct interesul pentru a vă crea cumva o șansă în plus. Acești pași vă vor crea cumva un plus la nivel de vizibilitate și, repet, vă vor scoate cumva dintr-un pool foarte mare de aplicanți și vă vor da un leverage, vă vor aduce un plus de vizibilitate care vă poate avantaja, să spun așa. Bun. Pentru că mare parte dintre voi, cei ce participați astăzi la webinarul nostru, veniți dintr-o zonă de studenție, încă să spun așa, vă aflați pe perioada studiilor, fie că sunteți încă în liceu, fie că deja ați intrat în facultate, trebuie să știți că o sursă foarte bună de oportunități o reprezintă organizațiile studențești pe care le veți găsi în facultățile de profil. ONG-urile studențești sau organizațiile studențești pe care le-am menționat și noi aici sunt un canal nemaipomenit, să spun așa, în care de multe ori fiind foarte multe oportunități. Aceste oportunități pot veni chiar din parteneriate pe care ONG-urile respective, pe care asociațiile respective le încheie, chiar alături de angajatori din industriile pe care voi le targetați. Și atunci, bineînțeles, vă încurajez pe toți fie să vă înscrieți în organizațiile respective, fie dacă nu mă doriți neapărat să vă înscrieți, măcar să vă conectați cu oamenii cheie din organizațiile studențești respective și să fiți la curent cu oportunitățile care apar acolo. Bineînțeles, în ziua de astăzi este destul de facil să fii la curent în organizațiile respective. Toate facultățile au grupuri pe serii, pe ani și așa mai departe. Și acolo, cu siguranță, reprezentanții din organizațiile respective vă pot înștiința în momentul în care apar anumite parteneriate, în momentul în care apar, nu știu, oportunități, internship-uri disponibile și așa mai departe. Bun, și nu în ultimul rând, pentru că toți suntem astăzi la un eveniment de profil, e adevărat, nu e neapărat un job fair, însă este un eveniment dedicat vouă, să spun așa, pe partea de cyber security. Vă încurajez ca și în continuare să țineți un ochi deschis, să spun așa, asupra ceea ce înseamnă piața de evenimente disponibile aici în România și de ce nu poate și un pic în afară, dacă doriți să aruncați cu tine. În special mă refer aici la parte de job fair, târguri de joburi, cum le denumim noi în România și așa mai departe. Târgurile de joburi, care, by the way, începând de anul ăsta, văd că încep încet să se organizeze din nou și într-un format fizic, sunt un loc nemaipomenit în care foarte mulți angajatori, chiar și de top, se strâng, să spun așa, aduc multe oportunități, își promovează oportunitățile pe care au inclusiv la nivel de entry level. Și este o bună oportunitate să vă conectați direct cu oameni din companiile respective, poate de ce nu, exact cum spuneam înainte, dacă v-ați făcut un research despre anumiți angajatori pe care îi targetați, vă puteți conecta direct cu standurile lor într-un asemenea eveniment. Drept urmare, nu ezitați în momentul în care vă faceți un research, aflați de job fair-uri în România și așa mai departe, să vă conectați fie online, fie să vă depasați fizic, să aveți un profil pregătit și să discutați un pic în mod aplicat, să spun așa, în job fair-urile respective despre modalități în care voi ați putea să aveți acces la oportunități pe care angajatorii le aduc acolo, în speță entry level jobs, programe de internship și așa mai departe. Cam astea ar fi așa câteva tips and tricks, poate la nivel de bază, pe care vă încurajez pe toți cei prezenți aici să le folosiți pentru a vă crea tocmai partea asta de expunere și pentru a fi la curent, să spun așa, cu tot ceea ce înseamnă la nivel de oportunități și pentru a vă crește șansele de a avea acces la aceste oportunități pe mai departe. Bineînțeles, scopul fiind să progresăm către a treia zonă, cea de experiență efectivă și de acumulare experiență. Cel puțin în zona asta de experiență, tocmai pentru că ne-am gândit că pentru voi o arie de interes ar fi exact zona de pregătire pentru ceea ce înseamnă un internship sau un job entry, am zis să construim împreună cu voi exact partea aceasta. Primul lucru pe care și voi l-ați bifat, în momentul în care căutăm un rol de entry sau un internship, e să do your research, da? Să vedeți informații despre companie respectivă, exact ce spunea și voi, exact ce spunea și Vlad. Până la urmă, în cazul în care faceți parte dintr-un internship pentru o anumită companie, de cele mai multe ori compania respectivă are și intenția de a vă angaja, ceea ce înseamnă că și pentru voi e util să vă faceți temele înainte și să vedeți dacă acea companie e genul de companie în care vreți să fiți, da? Care vă satisface nevoile inclusiv din punct de vedere dezvoltare profesională, care vă satisface nevoile inclusiv ca atmosferă. Și pentru asta, cum spunea și Vlad mai devreme,
puteți accesați diferite canale, atât de social media, cât și professional platforms, în care găsiți diferite informații despre companii. Să zicem că totul este ok, am găsit internship-ul sau rolul de junior pe care, către care vrem să mergem, ce facem mai departe, nu? E partea de CV și partea de interviu. Și haideți să luăm împreună sistematic. Haideți să mergem în zona de CV. Și aici avem o curiozitate. Și anume, aveți cumva un CV pe o platformă de recrutare și pentru asta mergem din nou la Menti. Care sperăm de data asta să colaboreze. Să ne ajute. Ia să vedem. Simt că cineva o să aibă o temă pentru sine după acest webinar. Are și un coleg sau o colegă? Sau poate aveți CV pe alte platforme, nu doar cele indicate. Indiferent de platformă, orice platformă unde aveți profilul disponibil, profilul profesional disponibil, să punctăm și asta, e în sfera asta, da? Păi bun, dacă ne uităm așa, majoritatea dintre aceia dintre voi care ați răspuns, aveți un CV pe o platformă. Haideți să, indiferent și cei care aveți, și cei care încă nu aveți, dar o să, probabil o să vă faceți în viitorul apropiat. Haideți să vedeți, să vedem împreună ce fel de informații puneți voi sau ar trebui să punem oricare dintre noi într-un CV. Și pentru asta e folosim tot Menti, că e util. Ce credeți că ar trebui să fie într-un CV? Vedeți cumva întrebarea? Ok. Dacă sunt probleme din nou cu Menti, să nu ezita să ne scrieți aici în chat pentru a mai, dacă tu un refresh, a mai face ajustări. Perfect. Bun. Ați pus partea de hobby-uri, ați pus partea de proiect de dezvoltare, proiect IT, studii, cursuri online, poză. Poza, să știți că nu mai este obligatorie decât cu GDPR. Înainte, într-adevăr, multe companii aveau așteptarea de a vedea poza voastră în CV, dar de când cu GDPR suntem cuminți toți. IQ-ul îmi place că nu l-a bifat niciunul dintre voi. Noi, de-a lungul timpului, să știți că am văzut și CV-uri cu IQ în el, dar nu îl recomandăm. Nivel de limbă străină și abilități soft și tehnice sau abilități hard. Într-adevăr, și voi v-ați orientat spre zonele pe care și noi le recomandăm atunci când vine vorba de CV. Și aici mergem mai ales pentru voi fiind la început de drum. În cazul în care ați avut posibilitatea să faceți un internship sau practică în cadrul unei companii, este super bine să o puneți acolo, să o punctați în CV. Dar dacă nu ați avut astfel de oportunități, cu siguranță, proiectele pe care le-ați făcut în cadrul academic, că vorbim de liceu, că vorbim de facultate, nu contează. Dacă ați participat la anumite evenimente, uite, chiar pe zona de securitate, știți că sunt competițiile, capture the flag, da? CTF-urile. Dacă ați participat, dacă ați avut posibilitatea să participați, inclusiv faptul că sunteți în acest program acum și că învățați și acumulați experiență. Dacă ați participat la alte tipuri de competiții, olimpiade, este bine să le punctați în CV la începutul carierei voastre. Într-adevăr, zona de hard skills și soft skills, ceea ce ați punctat și voi, și o să ne uităm un pic mai încolo, să vedem și ce înseamnă asta concret,
partea de educație și aici ne raportăm la studiile pe care le-ați absolvit, da, sau pe care le urmați în prezent. Limba străină, pentru că așa cum știți și voi, cel puțin engleza ca și limbă străină a devenit cumva obligatorie, mai ales în mediul multi sau în companiile multinaționale și când vine vorba de domeniul securității, unde oricum trebuie să fiți conectați cu specialiști de pe din mai multe arii, da, și implicit poate și din alte țări, cu atât mai mult, engleza este obligatorie. Și punctăm mai devreme zona aceea de educație în acest proces de învățare și dezvoltare, cursuri online. Da? Dacă ați făcut anumite cursuri care sunt aplicabile pentru rolul sau internship-ul care vă interesează pe voi, punctați-le. Acum, știu că o să sună ciudat acest moment, dar dacă ați făcut, de exemplu, un curs de how to write the best stories, da? Sau un curs de storytelling și aplicați, dar aveți în paralel și un curs de Linux, da? Și aplicați la un rol sau la un internship de cyber security engineer sau SOC analyst, da? V-aș sfătui să puneți ceea ce este mai degrabă relevant pentru acel rol sau acel internship, în special Linux, da? Dacă ați făcut cursul de grădinării, foarte bine, vă ajută să vă relaxați. Not that relevant for the resume, da? Asta, în schimb, poate fi un lesson în momentul în care ajungeți într-un program sau într-o companie să discutați cu prietenii și colegii de acolo, da? Și pentru că, oricum, și voi ați fost spot on pe ceea ce ar trebui să punem în CV, haideți să ne uităm la următorul pas, da? Avem CV-ul făcut, am aplicat la rol, ne sună toată drăguță de la HR, să-i spunem așa, și ne invită la un interviu. Cum ne pregătim pentru un interviu? Și aici, la fel, o să avem nevoie de ajutorul vostru în mentii. Serios, nimeni nu citește horoscopul. Come on, guys. Fără cadouri pentru intervievator. Un pic dezamăgit. Îmi place treaba cu bea o bere cocktail. Asta pentru relaxare, pariez, așa-i? Da. Serios, mi-ați frânt inima cu horoscopul, atâta vă spun. Avem o întrebare pe chat cu privire la cod, dacă putem să-l mai dăm o dată. Sigur că da. Punem o dată aici. Good. Mulțumesc că ați bifat horoscopul, dar da, din punctul acesta de vedere, eu sper că Neti Sandu să ne ureze doar de bine. Nu o să ne ajute foarte mult decât poate să ne boosteze starea de spirit, da? Însă, într-adevăr, din ce ați spus și voi și ariile pe care oricum și până acum le-ați punctat și voi, le-a punctat și Vlad, le-am punctat și noi împreună, sunt cele care vizează rolul, compania, persoana cu care veți discuta, într-adevăr, ca să știți câteva detalii despre acel om, mai ales dacă este un om din operațiuni, da, cu atât mai mult. Practic să vă faceți voi temele și da, componenta aceasta de a studia cerințele rolului și de a căuta informații cu privire la anumite arii care poate vă sunt ușor neclare, sunt la fel de importante. Da? Din punctul acesta de vedere, da? Dacă e să intrăm în zona de interviu, cred că ajută și o bere. Eu aș sfătui ca berea să o beți după, când sărbătoriți că ați trecut cu bine interviul. Da? Dacă e să intrăm un pic în zona asta de intervievare, ce v-am sfătuit noi? În primul și în primul rând, este important, în cazul în care e un interviu face-to-face sau dacă e un interviu remote, online,
în primul și primul rând, să fiți acolo la timp, da? Să aveți o ținută adecvată. Eu și puțin când spun ținută adecvată, mai ales în mediul IT, nu, așteptarea nu este de a veni la costum. Da, nici în șlap și tricou și pantalon scurt, parcă nu. Important este să fie în linie cu felul vostru vestimentar, să vă simțiți bine, dar să fiți cumva smart casual. Da? Până la urmă, este o întâlnire de interes și pentru voi și e important să o tratați ca atare. Da? Pe parcursul sau pe durata interviului, într-adevăr, veți primi o serie de întrebări sau veți discuta cu acel intervievator, cu acel, că e recruiter, că e om din operațiuni, nu contează, aveți un intervievator. Sfatul nostru este să fiți atenți la întrebările pe care vi le adresează acea persoană, astfel încât și voi să puteți să veniți cu informații care să reflecte experiența voastră. Să dați exemple concrete la întrebările care vi se adresează, da? Informații prin care voi ați trecut. Da? Implicit, eu întotdeauna spun, inclusiv în interviurile pe care le avem pentru CGECA, eu întotdeauna spun că este un interviu de ambele părți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și voi ar trebui să adresați întrebări pe ariile care sunt de interes pentru voi. În primul și în primul rând, dacă sunt anumite aspecte care poate nu au fost punctate cu privire la acel internship sau acel rol de junior, da? Să vă asigurați că vă este clar ce se cere de la acel program sau de la acel rol, să vă asigurați că este clar ce se așteaptă de la voi, da? Să vă asigurați că aveți oportunități de creștere, da? Să vedeți unde puteți să evoluați sau către ce puteți să evoluați în acel rol. Dacă inclusiv sunt exemple de colegi în cadrul acelei companii care au evoluat pe anumite direcții. Da? Și să nu uitați, și asta este, e ușor de spus, uneori un pic mai greu de făcut, dar să nu uitați că toți am trecut printr-un prim interviu. Da? E normal să aveți emoții, da? Dar e important să fiți voi înșivă, pentru că până la urmă sunteți într-o situație în care și persoana de cealaltă parte a fost cândva. Da? Așa că fiți buni și vă și tot o să fie mai mult decât ok. Spuneam și mai devreme în ceea ce privește CV-ul pe care ne-l facem, da? Cum zona aceasta de hard skills și soft skills ar trebui să fie prezentă. Implicit și în cadrul interviului, evaluatorul sau recruiterul sau persoana cu care tu discuți se uită la o serie de informații. Cele mai multe companii merg pe zona de interviu de HR și apoi interviu tehnic. Da? Sunt și companii care au o singură întâlnire care combină ambele arii. Însă fiecare dintre participanții din partea acelei companii urmărește niște arii, soft, respectiv hard. Și dacă îi intrăm un pic în zona aceasta de soft skills, da, ceea ce caută în principal angajatorii, viitorii angajatori pentru voi, merge în zona de comunicare, muncă în echipă, adaptabilitate, problem solving, mai nou conceptul este creative problem solving, și anume capacitatea de a gestiona într-un mod cât mai creativ și mai facil o situație de care te lovești și foarte, foarte important, mai ales pentru persoanele la început de drum, da? Interesul pentru dezvoltare. Da? Și când spunem interes pentru dezvoltare, este exact ceea ce menționăm și mai devreme. Acele cursuri online pe care le faceți pe timpul vostru. Da? Faptul că sunteți conectați la diferite surse din acel domeniu pentru a primi informații cu privire la ceea ce se întâmplă. Faptul că participați în acest program, da, acum. Dacă e să ne uităm la ceea ce înseamnă statistici, undeva la aproximativ 83% dintre angajatori consideră comunicarea ca fiind un soft skill vital și când spunem soft skill ne referim la cum suntem noi ca și oameni și cum interacționăm cu alte persoane. Da?
Deci partea aceasta de comunicare, cam 83% dintre angajatori o urmăresc la viitorii angajați, da? Componenta de muncă în echipă, da? Este căutată de aproximativ 80-81% dintre angajatori, iar zona aceasta de creative problem solving de care menționam și mai devreme, conform studiilor care au fost efectuate, 82% dintre angajatori se uită la acest aspect. Și asta pentru că, oricât de buni suntem noi, într-o companie funcționăm într-o echipă. Și ne vom lovi constant și de situații mai challenging, cum le numesc oamenii de HR, da? La care trebuie să ne adaptăm. Și aceste trei arii sunt considerate reprezentative. Da? Asta în zona de soft skills. În partea de hard skills, acolo, de fapt și de drept, ne uităm la cerințele pe care le vizează acel în program de internship sau acel rol de junior. Da? Că vorbim de concepte de networking, pentru că noi ne-am uitat aici destul de mult la un rol de junior de securitate, da? Sau un program de internship aplicat pe securitate. De cele mai multe ori, cerințele vizează concepte fundamentale de rețelistică, de Linux, concepte basic de scripting, da? Tot ceea ce ține de concepte de cyber security la nivel general. Da? Să aveți cunoștințe de ceea ce este un SIA trade, da? Confidențialitate, integritate, disponibilitate, da? Să luăm așa, ce este un CKC, da? un cyber kill chain, să aveți cumva high level niște informații cu privire la tipuri de atacuri, de exemplu, în zona de securitate, adică astfel de informații aplicate pe acel domeniu și specifice acelui program de internship sau rolului de junior. Da? Ținând cont că noi săptămâna viitoare vom avea un webinar pe care îl vor susține colegii noștri din SOC, sugestia noastră este să participați și la acest webinar, pentru că acolo colegii din SOC vor intra în mai multe detalii cu privire la cerințele hard pe care ei, ca și oameni de securitate, le caută la viitori colegi pe diferite arii, că vorbim de vulnerability management, că vorbim de cyber security engineering, că vorbim de cloud security, că vorbim de CSIRT, incident response, da? Că vorbim de pen testing. Da? Și atunci sfatul nostru este să tune in și să povestiți mai multe cu Raluca și echipa. Raluca. În ceea ce privește zona aceasta de HR, pentru că până la urmă noi doi, la ce cu mine, reprezentăm sfera aceasta, da? Discuția cu omul de HR. Acum, ne-am gândit să vă punem și câteva exemple de întrebări de HR la care ar trebui să vă gândiți că e posibil să le primiți în cadrul unui interviu. Sperăm să nu mai existe oameni recruiteri care pun întrebarea unde vă vedeți peste 5 ani sau 10 ani, dar orice se poate. Noi ne-am gândit la întrebările pe care cel mai probabil le veți întâmpina și care poate fi utile pentru voi să le știți, să vă gândiți la aceste zone de dinainte și să vă pregătiți cumva niște exemple care vă caracterizează, situații prin care ați trecut, da? Sau care vă definez cu privire la aceste arii. Că ne gândim la o situație dificilă prin care ați trecut, inclusiv un proiect mai dificil sau cu un profesor mai dificil de la, din zona academică, poate fi asta, da? Ați lucrat poate într-o echipă și unul dintre membrii echipei, deși avea task-urile împărțite, echilibrat, nu a mai putut să continue cu voi în acea echipă. Orice situație care este reprezentativă pentru zona aceasta și pe care voi ați considerat-o dificilă. Da? Și mai mult decât atât, și ce ați făcut ca să depășiți acea situație sau acel posibil obstacol. Da? Componenta de obiective profesionale, da? Professional objectives, cum ne numim noi, obiective profesionale. Nu vă gândiți că este o zonă de, cum spuneam mai devreme, 3 ani, 5 ani, 10 ani. Nu. E mai degrabă ce vă doriți voi. Și mai mult decât atât, ce vă doriți voi pentru voi. Și mai mult decât atât, ce faceți în acest sens. Ok, vreți să fiți specialiști de securitate cibernetică.
Ce înseamnă asta, în primul rând, pentru voi? Pentru că este o arie foarte mare. Și mai mult decât atât, care este, ce eforturi ați depus voi până în acest moment ca să începeți acel drum și să creșteți ușor, ușor pe el, da? Este într-adevăr și componenta aceea de motivație. De ce vreți să faceți parte din această companie sau din acest program de internship? Păi aici ați făcut voi deja studiu, da? V-ați documentat despre companiile respective. Și în momentul în care ați aplicat la un program de internship sau la un rol, ați făcut asta pentru că ați văzut niște lucruri la acea companie, da? E important să le puneți și pe acestea pe hârtie și să le aveți în minte în momentul în care sunteți în discuția de HR. Și vă spuneam că mai sunt și zonele acelea de trenduri și aici e la fel experiența voastră și ce faceți voi în acest sens. Respectiv, sunt și companii care merg pe zona de multitasking. Noi nu credem neapărat în multitasking, ci mai degrabă credem în prioritizare. Da? Și atunci, în cazul în care apar astfel de situații, e important și voi să vă gândiți de dinainte de acel interviu la situații în care a fost nevoie să prioritizați. Da? Într-un fel sau altul, ce vă sfătuim noi de fapt și de drept și cu privire la astfel de întrebări de HR? Ca în cadrul interviului să vă adaptați răspunsurile pe de-o parte la ceea ce este relevant pentru acel rol, dar în primul și în primul rând să le adaptați la cum sunteți voi ca oameni. Da? Cum am trecut și aici ca exemplu. Dacă ați întârziat 5 minute la acel interviu și spuneți în interviu că punctul vostru foarte este punctualitatea, nu prea pare. Da? Ceva nu se leagă acolo. Da? Deci e important să fiți voi înșivă și înainte de a participa la un interviu să vă gândiți și la ceea ce este reprezentativ pentru voi și vă reflectă ca și viitor specialiști și ca și oameni. Da? Și util ar fi să vă gândiți la 4-5 skill-uri din zona soft. Da? Că vorbim de muncă în echipă și să vă gândiți la un exemplu în care ați dat dovadă de asta, că vorbim de comunicare, că vorbim de problem solving, da, ce menționam mai devreme. Și de asemenea, să vă gândiți și la zona de hard skills, da? Practic, voi acum sunteți într-un program, da? Asta, pentru mine, ar fi relevant să-l puneți și în CV, dar mai mult decât atât, să-l și oferiți ca exemplu în cadrul unui interviu. Pe lângă asta, cu siguranță ați mai citit niște lucruri, ați mai făcut niște cursuri online, poate. Și acelea ar fi bine să le punctați în cadrul interviului. Da? Sunt interesat și vreau să mă dezvolt ca și analist SOC, da? Ca să intru într-un SOC și să cresc mai departe, ca și analist SOC. Și pentru asta am făcut pe platforma X cursul ăla de scripting, de exemplu, de Python. Da? Deci e important ca și voi să vă pregătiți înainte de interviu. Și în cadrul interviului să vă adaptați la ce apare ca și întrebări din partea intervievatorului. Dacă nu vă este clară întrebarea, nu e nicio problemă. Puteți să rugați acea persoană să vă dea mai mult context cu privire la ceea ce își dorește să afle de la voi. Da? Cumva, în nutshell, ca un sumar, pe zona aceasta de experiență pentru a intra într-un program de internship sau un job de entry level, cum ați punctat și voi? Vă faceți temele? Vă faceți research-ul despre acea companie? Aplicați? CV-ul îl adaptați și la ceea ce este necesar pentru acel rol de junior sau ceea ce ar fi relevant pentru acel program de internship? Da? Adică dacă voi ați făcut 20 de cursuri și din acele 20 de cursuri online, 5 sunt complementare ariei pe care se va desfășura internship-ul sau rolului de junior, uitându-vă la cerințele tehnice, pe acelea 5 e important să le puneți. Da? În interviu puteți cu siguranță să detaliați, să spuneți că mai aveți și alte cursuri pe care le-ați parcurs. Da? Să vă pregătiți acea listă cu întrebări. Da? Spuneam că e un interviu de ambele părți. E important să vă fie clar ce se așteaptă, ce presupune rolul, ce oportunități sunt pentru voi și să vă fie clar și cadrul legislativ, administrativ al programului de internship sau al rolului
plus componenta financiară, da? În cazul în care veți opta pentru programe de internship, ce ar trebui să știți este că există la nivel național o lege a internship-ului, în care se stipulează foarte clar că acesta trebuie să fie plătit. Da? Dar trebuie să înțelegeți dacă sunteți într-un program de internship sau dacă acea companie are o academie. Da? Pentru că sunt forme diferite. Și trebuie să vă fie clar în momentul în care discutați cu persoana de la HR despre aceste arii, să vă clarificați toate zonele gri care pot să apară. Da? Și spuneam mai devreme de acele exerciții pe care ar fi util să le faceți înaintea unui interviu, să vă pregătiți voi niște exemple, atât pe zona hard cât și soft, care să vă reprezinte, dar care să fie și relevante pentru ceea ce se caută pentru acel program de internship sau rol de junior. Da? Asta ar fi practic cel de-al treilea pilon, și anume cel de experiență. Da? Și mai departe noi spuneam că e un proces constant în care avem și pilonul de evoluție. Și aici o să beau puțină apă și o să-i predau ștafeta lui Vlad. În regulă. Oameni buni, până să vorbim un pic despre cum ne folosim, să spun așa, de experiența pe care o acumulăm și de toată partea, bineînțeles, și teoretică pe care o acumulăm în timp, vă îndemn să nu uitați de partea de Q&A și orice curiozitate aveți, orice întrebare apare pe parcursul prezentării, solicitați acolo. Văd că deja avem o întrebare de la Andrei și Andrei în partea de Q&A la finalul prezentării. O să povestim un pic. Deci, orice întrebare, shoot out și povestim mai multe. Raluca, era ok să trecem la slide-ul următor. Bun, mersi frumos. Pe ceea ce înseamnă evoluția continuă, să spun așa, pe care fiecare dintre noi ar trebui să o abordăm de-a lungul carierelor noastre, să spun așa, Există la fel câteva elemente pe care le luăm în calcul. Și în primul rând aș vrea să povestim puțin despre zona de mentorat, despre partea de mentorship. Pentru că și aici nu mă refer neapărat numai la oameni entry level, oameni care sunt la început de drum. Aș spune că zona de mentorship, să avem un mentor, să avem alături una sau mai multe persoane cu mult mai multă experiență decât noi, ne va ajuta oricând, la orice moment al carierei noastre, să spun așa, indiferent de cât de junior și cât de senior suntem, să spun așa. Este foarte, foarte important să încercăm să ne conectăm cu profesioniști din jurul nostru, să spun așa, cu oameni care au mai multă experiență decât noi, oameni care ne pot da un punct de vedere obiectiv, să spun așa, și cu oameni care ne pot ajuta foarte mult, să spun așa, să ne dezvoltăm. Și atunci, Ca să povestim un pic despre cum putem să avem acces la o zonă de mentor și cum putem să ne conectăm mai ușor cu oameni care să ne fie alături pe parcursul learning path-ului nostru, să spun așa, de-a lungul anilor. În primul rând este bine să știm ce ne dorim de la cariera noastră, să spun așa. Și totul pleacă, de fapt, de la dorința proprie a fiecăruia și de la interesele fiecăruia, să spun așa, pe parte, de ce nu tehnică, dacă este să vorbim, de exemplu, despre zona de cyber security, să spun așa. Și atunci, este bine ca la început de drum să ne stabilim clar niște obiective și să ne gândim un pic la care sunt obiectivele noastre, poate de ce nu pe termen mai lung. Pentru că dacă ne punem prioritățile în ordine și dacă ne stabilim exact ce vrem noi să învățăm, ce vrem să dezvoltăm, ce avem de acumulat pe mai departe, atunci automat totul devine mult mai ușor, pentru că avem o bază de la care să plecăm și pentru că în funcție de baza aceea putem să filtrăm, nu știu, oameni cu care intrăm în contact, comunități cu care ne conectăm, cercuri în care ne învârtim, să spun așa, și în care ne petrecem timpul și așa mai departe. De îndată ce ne stabilim obiective, să spun așa, la nivel de învățare, obiective la nivel de lucru pe care vrem să le îmbunătățim, obiective la nivel de carieră pe care vrem să urmăm, în special din postura de entry level, de oameni care nu am acumulat încă foarte, foarte multă experiență, putem să ne apucăm efectiv să lucrăm la niște inițiative proprii. Putem să ne gândim la idei proprii, putem să ne gândim la proiectele proprii pe care putem să începem să le punem pe picioare. Deci este foarte important să ne challenge-uim la început de drum și să începem să lucrăm la niște inițiative proprii. Este foarte important pentru că, din nou, odată în plus, îți va aduce claritate cu privire la care sunt punctele pe care poți sau trebuie să le îmbunătățești, să spun așa. Și îți va
crea cumva un context propriu, ce să spun așa, să te conectezi cu alți oameni. Ca să vorbesc un pic mai concret despre zona asta, în momentul în care te duci către un mentor, către un potențial mentor sau te conectezi într-o anumită comunitate tehnică, să spun așa, te ajută foarte mult să ai întrebări țintite pe care le adresezi către persoana sau către comunitatea respectivă. Și este mult mai ușor să creezi un bond, să creezi o legătură cu mediul respectiv sau cu persoana respectivă, pornind de la niște nevoi specifice pe care le ai. Și cred eu că una dintre cele mai bune metode de a ajunge, să spun așa, la niște probleme specifice pe care vrem să le apucăm cu mentorship este tocmai să ne apucăm să lucrăm la niște inițiative și să ne înțepenim undeva pe drum. Pentru că atunci, în momentul în care ne vom bloca undeva, vom putea să cerem ajutor, să spun așa, celor mai experimentați din jurul nostru și automat celor mai experimentați din jurul nostru le va fi mai ușor să se conecteze cu noi și vor ști mai bine cum să ne ajute, ce anume să ne ajute și în ce direcție avem nevoie de îndrumare, să spun așa. Bun. Dacă tot am intrat deja un pic aplicat în zona de mentorship și ne-am dat seama cumva că mentorship-ul de fapt se referă fie la persoane din mentorul nostru, fie la comunități în care vrem să mergem direct, să spun așa, un punct foarte bun de plecare este chiar rețeaua proprie, pe care o avem deja sedimentată, să spun așa. Fiecare dintre noi, indiferent de nivelul la care ne aflăm, are o rețea proprie. Ea poate fi compusă fie direct din oameni care au o experiență, să spun așa, în spate, fie de ce nu ne putem folosi de alte medii prin care am trecut de-a lungul timpului. În cazul vostru, să spun așa, care sunteți încă în mediul academic, să spun așa, fie că sunteți elevi, fie că sunteți studenți în prezent, vă puteți folosi chiar de profesori cu care ați rezonat foarte bine de-a lungul timpului, cu care poate ați colaborat pe anumite proiecte la nivel universitar, să spun așa, în mod dedicat. Și efectiv profesori pe care îi puteți vedea ca role models, să spun așa, și cu care vă puteți conecta în mod specific pe anumite problematici pe care vreți să le dezvoltați, să spun așa. De asemenea, în momentul în care vă duceți să prospectați medii din exterior, să spun așa, în căutarea unui mentor sau în căutarea unor comunități care să vă ajute, este foarte importantă zona aceea de obiective despre care vă spuneam prima oară, pentru că asta vă va ajuta să filtrați efectiv oamenii cu care vreți să intrați în contact. Și să țintiți cumva persoane care au cumva un profil, care au un know-how foarte similar cu ceea ce vreți să dezvoltați în perioada următoare. Bun. Este un meeting, să spun așa, în care discutăm destul de mult și despre partea de academie, despre programe de internship și așa mai departe, despre oportunități în level și, evident, de îndată ce aveți acces la asemenea oportunități, sunteți acceptați și începeți să lucrați în cadrul unor programe de internship și așa mai departe. Acestea sunt ferestre noi în care cunoașteți automat mulți oameni noi, să spun așa, și sunt oameni cu un interes foarte, foarte similar cu al vostru. Și atunci este foarte important, și o să vorbim de asta un pic mai târziu, ca în timpul unui internship să începeți să creați relații noi, să vă conectați in-depth, să spun așa, cu mentorii care vă sunt asignați și să faceți bonding din ce mai mult și cu colegii pe care îi aveți în programele respective, pentru că asta se poate sedimenta pe mai departe și așa vă puteți contura niște relații pe termen lung în care să accesați inclusiv zona asta de mentorship cumva. Exact cum spuneam și un pic mai devreme, este important să pornim de la obiectivele noastre să vizualizăm, să spunem așa, obiectivele pe termen lung și în funcție de asta să țintim anumite persoane sau să căutăm mentori care au ajuns deja la un nivel pe care poate noi îl țintim, să spunem așa. Și nu în ultimul rând este important ca din moment ce ne-am dat seama cam care sunt persoanele pe care vrem să le targetăm, să spun așa, cam care sunt mentorii alături de care ne-ar plăcea să lucrăm în SOA, să nu rămânem doar la stadiul de a colabora pe anumite specii punctuale sau pe anumite întrebări punctuale pe care noi le avem. Mentorship-ul de fapt înseamnă și o relație pe termen lung. Înseamnă o relație în care mentorul va avea ocazia să vă îndrume, să spun așa, iar voi veți avea ocazia să colaborați cu acel mentor nu neapărat punctual, ci pe termen lung, pe o varietate mare de challenge-uri cu care vă veți întâlni de-a lungul timpului de provocări, să spun așa. Și de asta este important ca și voi să fiți prezenți în relația respectivă, să întrețineți conversația, să spun așa, pe termen lung, să oferiți poate un pic de feedback mentorului pe care îl aveți despre cum v-a ajutat, și bineînțeles și partea asta de recunoștință, de gratitude. Bun. Un singur lucru mai menționez pe partea de mentorship și după aceea o să mergem către zona de internship efectiv.
În momentul în care faceți research, poate prin rețelele voastre profesionale, cum vă spuneam și în prima parte a discuției, vă recomand LinkedIn, în special. Este o platformă în care mare parte din timp noi ne construim rețelele profesionale, să spun așa. Iar pe LinkedIn, în momentul în care faci un search în rețeaua proprie, să spun așa, există anumite filtre pe care le putem folosi. Sunt filtre cu privire la partea de services, de servicii pe care anumite persoane le oferă, să spun așa, și pe care le trec în profilul lor. Și de asemenea sunt filtre pe partea de interese și pe partea de cauze pe care anumite persoane le oferă, să spun așa, către rețelele proprii. Și atunci vă încurajez să vă îndreptați și să vă conectați cu persoane care și-au trecut un profil, faptul că oferă consultanță, pro bono, să spun așa, oferă partea aceasta de mentorship și de asemenea pe partea de servicii oferă zona aceasta de, nu știu, consultanță profesională, să spun așa, consultanță pe partea de career path. Bun. Mergem un pic mai departe către zona de internship-uri, pentru că, de fapt, exact cum spuneam încă din debutul discuției noastre, mare parte din joburile entry-level se duc în zona aceasta de programe de academii, programe de internship-uri și așa mai departe. Raluca ne-a povestit în detaliu, să spun așa, multe dintre lucrurile pe care le putem face astfel încât să ajungem acolo, să ajungem față în față cu oportunitate și să fim și cooptați în oportunitatea respectivă de internship. Odată ce începem și suntem parte din programul respectiv, este important să urmăm așa câțiva pași și să nu știu, avem în vedere câteva elemente care ne vor ajuta foarte mult să scoatem tot ce e mai bun din oportunitatea respectivă. Și în primul rând plecăm iarăși de la partea de obiective. Este foarte important ca din momentul în care am cunoscut programul de internship în care ne înrolăm, să spun așa, să încercăm să ne conturăm niște obiective specifice, personale, să spun așa, dar care să fie legate de oportunitatea pe care internship-ul respectiv ne oferă. Este important de asemenea să ne tratăm internship-ul, să spun așa, sau programul de academie sau oportunitatea la nivel entry-level pe care am obținut-o cu cea mai mare seriozitate. Și e foarte, foarte important, să spun așa, give the best out of it, să spun așa. Și este foarte, foarte important ca în fiecare zi când suntem acolo să make the most out of it, să fim serioși și în momentul în care ne definim cumva parteneriatul cu internship-ul respectiv, în momentul în care suntem acolo, make the most out of it, să fim serioși, să colectăm cumva, să avem șansa să colectăm un feedback pozitiv de la mentorii cu care lucrăm. Și să avem grijă și la partea de colaborare cu oamenii alături de care suntem în echipă. Pe partea de socializare, pe partea de expunere la nivel de rețea și așa mai departe, este important să folosim internship-ul respectiv pentru a ne extinde rețeaua. Și este important pe parcursul programului respectiv să ne conectăm cu colegii și relațiile pe care le conturăm, de ce nu, în internship-ul respectiv, să le conținem și după încheierea programului. Este important să socializăm cu noi colegi, să spun așa, și bineînțeles, dacă tot vorbim de partea asta, este important să fim și curioși. Este un program de internship, este o zonă entry-level, este o zonă în care fiecare dintre voi sunteți așteptați, să spun așa, să aveți curiozități, să puneți întrebări și să vă concentrați cel mai mult pe partea aceasta de învățare. Partea de învățare înseamnă în primul rând curiozitate și înseamnă că implicit alături de mentorii pe care îi aveți și de mentorii cu care lucrați, să spun așa, trebuie să expuneți această curiozitate și să adresați toate întrebările pe care le aveți. Poate sunt concepte tehnice pe care nu le înțelegeți foarte bine, poate sunt anumite task-uri cu care nu ați reușit să vă acomodați foarte bine din prima și așa mai departe. Este important să nu plecați în nicio zi, să spun așa, din programul respectiv, cu o întrebare neacoperită. Bun. Este un internship, este o oportunitate entry-level, însă este important să acceptăm și provocări, să spun așa, și să ieși din zona de confort. Și atunci vă încurajez să vă implicați în cât mai multe task-uri care sunt disponibile în internship-ul respectiv. Be the pick me person, ca să spun așa, oferiți-vă pentru orice task apare. Aveți adevărat grijă și la zona de prioritizare și așa mai departe. Nu vă luați prea multe task-uri sau dacă vă luați foarte, foarte multe task-uri și vreți să atingeți cât mai multe arii disponibile în internship-ul respectiv,
aveți grijă să vă exersați și partea aceasta de prioritizare și time management. Cum spunea și Raluca un pic mai devreme, pe partea de soft, zona de time management și zona de prioritizare sunt niște skill-uri pe care este foarte, foarte bine să le dezvoltăm. Și atunci, un internship este cumva o oportunitate safe, este o oportunitate în care nu putem să greșim foarte, foarte, foarte mult, să spun așa, și tocmai de aceea este important să ieșim din zona de confort, dar în același timp, pe măsură ce luăm task-uri, este important să învățăm să lucrăm și cu conceptele acestea de prioritizare și de management al timpului. Pentru că, o să vedeți în timp, câteodată sunt task-uri care vin pe parcurs, lucrurile se pot aglomera și atunci e important să ne facem niște criterii după care le prioritizăm și este important să ne și încadrăm în timpul pe care îl alocăm fiecare task în parte. Bun, pe măsură ce mă adresăm întrebări și pe măsură ce avansăm într-un program de internship cu oportunitate entry level și așa mai departe, este cazul să luăm un pic și niște feedback, să spun așa, din partea mentorilor cu care lucrăm în special. Și atunci nu vorbesc despre a lua feedback efectiv în fiecare zi, însă faceți-vă obișnuință ca odată la ceva timp, poate de ce nu, să aveți alături de mentorii cu care lucrați, alături de managerii cu care mă lucrați în mod direct, de ce nu, sau alături de seniori de pe proiectele pe care sunteți implicați, să aveți sesiuni recurente de feedback, în care vă axați un pic pe câteva întrebări din partea voastră. Ok, cum ți se pare că merg până acum? Ce anume mi-ai recomandat să îmbunătățesc? Care sunt lucrurile pe care crezi că nu le stăpânesc în momentul de față și pe care am recomand să mă axez? Și așa mai departe. Bun. Pe partea aceasta de mentorship, cumva, într-un program de internship, automat vei lucra alături de seniori care au grijă de tine, să spun așa, ca participant într-un internship. Însă este important cumva să nu ne limităm la asta, să folosim oportunitatea respectivă și pentru a căuta alte persoane cu care să colaborăm și, bineînțeles, o să povestim și mai târziu de ce facem după internship, este important ca relațiile respective să fie cultivate și după încheierea unui program de internship. Este o oportunitate foarte faină să găsim oameni seniori cu care să colaborăm pe termen lung și să nu ne limităm neapărat la, nu știu, un program de internship care poate are o perioadă determinată de 3 luni de zile. Este important, cum spuneam, să cerem și feedback din partea celorlalți cu care lucrăm, însă trebuie să fim și self-aware, să fim conștienți de feedback-ul respectiv și să avem și o modalitate prin care ne urmărim sigur progresul. Și atunci vă recomand tuturor, pe măsură ce luați task-uri, pe măsură ce faceți proiecte în programele respective și așa mai departe, să țineți un pic cont de proiectele respective, să vi le notați, să aveți evidența lor undeva și, de ce nu, să celebrate your success, să spun așa, și de fiecare dată când aveți accomplishment-uri să le țineți minte. Este foarte important să ne și documentăm călătoria asta, să spun așa, pe care o avem în prima experiență profesională, în primul job, fie dacă este un internship și așa mai departe. Este foarte important să notăm asta și, de ce nu, pe viitor, pentru alte oportunități, să avem șansa să povestim despre accomplishment-urile pe care le-am avut în prima oportunitate. Bun. Pe parcursul unui internship vom avea ocazia să dovedim, să spun așa, să colectăm feedback din partea mentorilor și atunci există atât programe de internship care presupun și o opțiune de angajare în compania respectivă. Există, bineînțeles, și programe de internship, spre exemplu, care de la bun început știm că sunt pe o perioadă determinată și se vor încheia după un anumit termen limită. Este important aici ca, după ce am încheiat un program de internship, cum spuneam și la început, să ne continuăm partea asta de learning, să spun așa, să nu ne oprim aici. Încheierea unui internship este o oportunitate foarte bună, în primul rând, să ne luăm puțin timp și să reflectăm asupra a cum a mers experiența respectivă. Să ne gândim puțin așa retrospectiv ce skill-uri am dobândit, ce a mers bine, ce a mers mai puțin bine, ce merită îmbunătățit poate în următoarea oportunitate la care accedem și ce am face poate diferit, de ce nu. Aici vă ajută foarte mult feedback-ul pe care îl colectați de la mentorii cu care lucrați în timp și în funcție de feedback-ul pe care îl veți colecta de la mentorii respectivi, este foarte bine să notați respectivele informații și să vă gândiți respectiv la ele ulterior. Cum spuneam, este important să ne bucurăm de proiectele pe care le lucrăm, să spun așa, la care avem acces într-un internship și să ne și updatăm CV-ul accordingly, exact cum am trecut și aici. Este foarte important să
adăugăm efectiv internship-ul acesta la experiența noastră și pe măsură ce după aceea acordăm rolul de junior și așa mai departe, să avem proiecte la îndemână despre care să povestim, care să-i ajute și pe viitorii angajatori să aibă o decizie mai ușoară și să cunoască, să spun așa, valoarea adăugată pe care fiecare dintre noi o poate aduce. După un internship este o oportunitate foarte bună în timp să sedimentezi, să contureze, exact cum spuneam, relațiile pe care le-am creat acolo, să rămânem în contact cu mentorii pe care am avut și de ce nu să rămânem în contact cu toți colegii pe care i-am cunoscut în internship-ul respectiv. De ce nu pe viitor să includem în networking-ul nostru, să ținem legătura cu ei și, bineînțeles, să avem grijă de relația respectivă și să învățăm unii de la alții. Keep learning, exact cum spuneam, este o călătorie continuă, este vorba nu despre a ne limita la un anumit time frame în care învățăm, ci de a menține un mindset open-minded, să spun așa, pe parcursul întregii noastre cariere și mereu să căutăm să ne îmbunătățim. De ce nu? Poate există alte programe de internship la care vrem să accedăm pe alte arii. Este important să menținem o atitudine curioasă, să spun așa, și în special la început, în momentul în care avem cumva multe opțiuni pe masă, v-aș recomanda să vă uitați cumva spre mai multe din aceste opțiuni. Să nu vă limitați neapărat sau să încercați să vă specializați din prima, ci să mențineți o atitudine curioasă. Exact cum spunea și Raluca un pic mai devreme, însăși zona de cyber security presupune multe concepte. Ai zona de cloud security, ai zona de penetration testing, ai zona de incident și așa mai departe. Sunt foarte multe arii pe care la început de drum merită să le explorezi. Sunt foarte multe arii care, de ce nu, pot fi mai puțin familiare la momentul actual și pe măsură ce le încercați, este posibil să vedeți că unele dintre ele vă plac mai mult decât altele și să alegeți pe mai târziu, pe măsură ce acumulați experiență, să vă specializați. Repet, keep learning și, în special la început de drum, fiți curioși și explorați cât mai multe zone, pentru că aveți suficient timp pe parcurs să vă specializați și să deveniți seniori experți într-o singură arie, să spun așa. Bun. Și exact cum spuneam, o să fie prin abandona să folosiți tot ceea ce ați învățat într-un internship și să vă căutați următorul challenge, să spun așa. După ce ați încheiat un internship, este o oportunitate bună să vă actualizați CV-ul, să adăugați acolo experiența, toate proiectele pe care le-ați lucrat și apoi să mergeți după următorul challenge, să aplicați la roluri full-time de junior level de data aceasta, pentru că deja având o experiență de internship în spate, lucrul acesta vă va da un exposure și vă va da ocazia să vă conectați cu din ce în ce mai mulți angajatori. Bun. Cam asta, te rog. Vorbim de conectat. Sperăm să vă conectați și cu noi după asta. Da? Ne găsiți și pe LinkedIn pentru aceia dintre voi care aveți profil. Pentru cei care nu aveți, cum spunea și Vlad, recomandarea noastră ar fi să vă faceți un cont. Inclusiv, structura LinkedIn vă ajută și cu privire la cum să organizați informațiile în acel profil. Structura care poate fi cumva transpusă și dacă vă faceți voi un CV. Dar oricum, în această zonă, când o să revenim cu prezentarea, care o să fie disponibilă către voi, o să vedeți că veți avea și două, trei link-uri către platforme care vă pot ajuta în a vă crea CV-ul. Da? Asta ca și mod adițional. Însă vă sfătuim să fiți pe LinkedIn. Pentru alte țări, cum ar fi Franța, de exemplu, Viadeo e o platformă similară LinkedIn. Pentru Germania, Austria, Xing e o platformă similară LinkedIn, dar LinkedIn-ul este folosit la nivel global, peste tot, ca și platformă principală de a ne conecta cu profesioniști, specialiști din domeniul nostru. Și ceea ce povestea și Vlad mai devreme, componenta aceasta de a vă crea o rețea. Da? Ok, eu m-aș bucura să fac parte din rețeaua voastră. Pe lângă asta, colegii care sunt acum cu voi în acest program, da? Cu siguranță voi sunteți specialiștii de securitate de mâine și ar trebui să rămâneți conectați între voi, cel puțin asta ar fi sugestia mea, pe măsură ce evoluați fiecare pe traseul său, veți avea oricum o bază comună împreună și o comunitate. Da? Și pentru că tot discutam mai devreme de zona de întrebări, ia să vedem. Odată avem
Dar HR-ul se uită pentru... Ah, Ștefan, normal. Dacă ești berber, normal că mă uit pe horoscopul tău. Nu. Răspunsul este, sper că nu se uită HR-ul pe horoscopul tău, dar... Dacă tu ai bifat acolo horoscopul, îți dau o inimioară și îți mulțumesc mult de tot. Zice Ștefan că dacă este și o cerință din partea ta pe viitor, poți ajuta HR-ul cu data nașterii înainte și cu toate aspectele ca să-ți poate fi calculat și ascendentul, pentru că e deosebit de important partea asta. Eu o să mai spun o treabă. Dacă tu aplici într-adevăr pentru un rol la un trust media în care va trebui să prezinți horoscopul, de exemplu, mă gândesc că ar trebui să dai informații și despre zodia ta și atunci și HR-ul de acolo ar trebui să caute informații despre horoscopul tău, da? Depinde de context. Aș spune altfel, sper că nu. Ia să vedem, în parte de Q&A. Ok. Ia uite aici, Vlad. Ne-a întrebat Andrei, dacă sunt obișnuit să lucrez singur și nu într-o echipă, este posibil să nu fiu acceptat? O întrebare bunicică, să spun așa. Fiecare dintre noi, Andrei, are preferințe, să spun așa, la nivel de mediu de lucru, la nivel de mod de lucru și, în primul rând, trebuie să știm că este normal să fie așa, este normal ca fiecare dintre noi să aibă preferințe și să se simtă mai bine, fie ca și contributor individual, fie ca parte dintr-o echipă, să spun așa. Exact cum spunea și Raluca un pic mai devreme și cum povestea, partea aceasta de team playing skills, partea asta de comunicare și de lucru în echipă, este o zonă care este destul de, să spun așa, importantă la nivel de HR interview, dacă e să mă exprim în terminologie. Și atunci, cumva, un pic din recomandarea mea ar fi să ieși un pic din zona de confort și să încerci din ce în ce mai mult să te expui la mediul de lucru în echipă și așa mai departe, pentru că te va ajuta încet, încet să dezvolți acest skill. Este o preferință pe care o ai, însă asta nu înseamnă că nu poți să ajungi să lucrezi bine în echipă, să spun așa, și să ai o relație cu colegii alături de care lucrezi, să spun așa. O altă recomandare pe care o am, vis-a-vis de preferința aceasta, este ca, pe măsură ce acumulezi cumva experiență, să te gândești un pic să te îndești și spre zona de consultanță. Este o zonă care îți permite să lucrezi mai mult dintr-o postură de contributor individual și să abordezi mai mult preferința asta de a lucra on your own, să spun așa, exact cum îți dorești. Cam ăsta ar fi inputul meu și, evident, o invit și pe Raluca să-și aducă părerea, să spun așa, la o mesă discuție. Andrei, eu aici aș puncta lucrurile în felul următor. Sunt companii care caută și specialiști pe o nișă. Minunat. Sau roluri în care trebuie să faci tu activitatea, da? În același timp, și poate funcționa pentru un... pentru o persoană care preferă să lucreze singur. În același timp, ca să te dezvolți, e util să vezi și alte perspective și alte păreri. Și pentru asta ajută o echipă. Ca să nu rămâi în bula ta cu ceea ce tu știi, cu ceea ce tu cauți, te ajută și alți colegi sau alți specialiști. Pentru că altfel există riscul să rămâi blocat doar într-un tip de mindset, doar pe anumite cunoștințe sau bucăți pe care tu le consideri reprezentative. Eu, de exemplu, pentru mine, zona aceasta de muncă în echipă e importantă, mai ales în domeniul securității. Îți poți da și tu seama, voi ca și viitori specialiști, păi, prin definiție, sunteți cumva conectați la tot ceea ce se întâmplă. Și nu are sens să pomenim de gestionarea unui incident de securitate în care sunt atât specialiști de securitate cât și poate alte departamente implicate. Și atunci, da, pentru un rol care necesită colaborare și comunicare și pentru securitate, cel puțin pentru mine, eu pe ăsta le-aș numi, cum spune și Ștefan mai jos, red flag în cadrul interviului.
Și atunci, dacă aș avea pe cineva care poate nu e atât de bine pregătit ca tine tehnic, din ce îmi spun colegii, dar care are componenta aceasta de muncă în echipă, pentru că pentru acel rol, pentru tot ceea ce înseamnă domeniul în principal, e un skill important, atunci, cel mai probabil, aș merge pe zona soft, pentru că skill-urile hard se pot învăța. Nu? Ia să vedem. E ok, adică ar mai fi nevoie și de alte detalii aici? Ok. Marius, cum recomandați să ne pregătim pentru un coding interview unde va trebui să rezolvăm probleme la un internship pe cyber security? Păi, nu știu din ce punct de vedere privești tu lucrurile, Marius, aici. Odată e zona de cunoștințe tehnice și pentru asta ai programul în sine, cursurile online, cerințele specifice. Și pe lângă asta, automat este și ceea ce povesteam mai devreme, zona de soft skills, da? Pe care va trebui să o arăți chiar, cumva, știi, să fii tu însuți și în acel exercițiu, practic să display, să arăți, să afișezi acele soft skills de care menționam mai devreme. Nu știu cât de specific vrei tu să intrăm în zona asta, eu îți spun sincer, nu sunt un tehnic, din păcate, ca să intru în bucătăria asta. Nici Vlad. Pe parte de coding, ca și recomandări din partea mea, să spun așa, vă ajută destul de mult să vă conectați, cum spuneam, afront cu anumite comunități tehnice. Dacă e să vorbim de zona de, nu știu, programatori efectiv, Stack Overflow este o resursă nemaipomenită. De asemenea, există și un echivalent al comunității pentru zona de infrastructură, care se numește ServerFault și care este construit cumva tot în jurul unor concepte similare, în care veți avea ocazia să vă conectați și cu alții, să vedeți, nu știu, fragmente de cod, de exemplu, și să aveți cumva un grasp mai bun, să aveți o înțelegere mai bună a ceea ce ar presupune un challenge la nivel de coding într-un interviu. De asemenea, asta va veni și un pic prin expunere. Sunt multe companii care au genul acesta de evaluare tehnică, să spun așa. De exemplu, sunt companii care aplică HackerRank ca și instrument pe partea de challenge-uri la nivel de coding and so on. Deci vă puteți inspira un pic și puteți căuta, de exemplu, resurse din direcția aceasta. HackerRank, de exemplu, este o sursă destul de bună. Vă puteți documenta un pic despre cum arată assessment-urile pe care ele folosesc. Și aș mai spune că implicit în zona asta de pregătire pentru un interviu de tip coding sau live coding, ar intra și exercițiu efectiv pe care voi trebuie să-l parcurgeți și este foarte important ca în momentul în care aveți cerințele pentru exercițiul respectiv sau sunteți într-o discuție de tip live coding, să clarificați foarte, foarte bine ce se cere de la voi acolo. Pentru că de multe ori lipsa de înțelegere poate conduce la un răspuns un pic pe lângă întrebări și așa mai departe. Este foarte, foarte important să clarificați din prima ce se cere de la voi în coding interview respectiv și ce anume trebuie să rezolvați prin scripturile pe care le faceți prin cod și așa mai departe. Cam astea cred că sunt niște recomandări, poate în plus, pe care vi le pot oferi sau pe care ți le pot oferi, Marius, pentru întrebarea ta. Atunci mergem, dacă Marius e ok, să vedem. Bun, a spus Marius că e ok, mulțumesc. Cu mare drag, Marius. Să ne uităm atunci la ce întreabă Ștefan, ce se consideră red flag mai exact în CV sau chiar în timpul interviului. Ștefan, eu o să mă raportez la mine, pentru că fiecare recruiter, în funcție de compania pentru care recrutează, rolul pentru care recrutează, are niște aspecte pe care le urmărește. Pentru cineva care e la început de drum, de exemplu, e ok să văd schimbări pe care le-a făcut, să zicem, în primii 2 ani, poate niște schimbări mai frecvente. Pentru cineva care deja are o experiență ca specialist în domeniu,
Știu că sună ciudat, dar schimbarea în mai puțin de un an, de la o companie la alta, pentru mine e un red flag. Și să văd asta frecvent, adică să văd două, trei schimbări într-o perioadă foarte scurtă și nu schimbări de rol, ci schimbări de companie, pentru mine e un red flag. Pentru că, din ce am observat, pentru oricare dintre noi, dacă ne alăturăm unei companii, avem nevoie de 6-8 luni doar ca să cunoaștem acea organizație. Și în momentul în care pleci în mai puțin de un an din trei locuri, e ceva care ar trebui investigat mult mai în detaliu. Da? Pentru că mi se pare ușor curios ca niciuna dintre cele trei companii, îți dau acest, mergând pe acest exemplu, să nu se fi pliat pe nevoile tale. Se poate întâmpla o dată, a doua oară deja, a treia oară deja. Da? Deci pentru mine ăsta e, de exemplu, un red flag. Știu că sună ciudat că spun asta, dar când văd gârla de certificări, negru, nu știu, 30 de certificări pe care și cineva și le-a luat, sau 30 de cursuri, multe, pe care cineva le-a făcut, mă face să fiu un pic circumspectă. Exact cum spuneam mai devreme, eu când mă uit la un CV, prefer să mă uit la ceea ce consideră acea persoană că e relevant pentru acel rol când a aplicat cu acel CV. Și atunci nu l-aș numi neapărat red flag, dar l-aș numi un aspect clar de investigat. Da? Și m-aș limita cel puțin pentru mine, asta ar fi, evident, corectitudinea informațiilor. Crati Maia, Bucrucașă, dacă o văd că lipsește în mai multe locuri, e un semn de întrebare. Și da, știu că e o chestie de detaliu, dar contează și asta, pentru că până să ajungă să te cunoască acel recruiter, CV-ul este practic entry card-ul tău. Nu? Ștefan, poate nu neapărat ca red flag-uri în timpul prospecturii unui CV, ci poate niște adăugiri pe partea aceasta de CV. Ce vă recomand tuturor ar fi ca pe măsură ce avansați și acumulați experiență, să aveți grijă cum descrieți experiențele respective pe care le acumulați, să spun așa. Pentru că, exact cum spunea și Raluca, noi venim din perspectiva recrutării și ca recruter de-a lungul timpului am văzut o varietate destul de mare de profiluri, de CV-uri și, în general, treaba recruterului este să facă match între o oportunitate la nivel tehnic și profilul tău ca și candidat. Și atunci vă recomand tuturor să detaliați fiecare experiență pe care o aveți, nu exhaustiv, nu foarte, foarte multe rânduri, doar câteva line-uri reprezentative pentru câteva rânduri reprezentative pentru fiecare tip în parte, astfel încât voi să descrie succint task-urile de care ați fost în charge la jobul respectiv, să spun așa, câte ceva despre proiectele pe care le-ați abordat și destul de important pe lângă job title în sine este și stack-ul de tehnologii cu care interacționați în timp. Pentru că unul dintre factorii care ne limitează pe noi ca recruiteri în timp să abordăm anumite persoane este lipsa de informații de care avem parte în CV-ul respectiv. De multe ori vedem CV-uri care sunt completate doar cu titluri, cu joburi generice și cam atât. Fără skill-uri tehnice este destul de greu ca un angajator să te găsească și să-ți ofere oportunitatea potrivită pentru tine. Și atunci nu este neapărat un red flag, ci este mai mult un best practice pe care vi-l recomand tuturor. Încercați ca fiecare experiență din CV-ul vostru să fie succint detaliată la nivel de proiect, task-uri pe care le-ați gestionat și tehnologii cu care ați interacționat. Și dacă ne uităm un pic și în zona asta de interviu, pentru că tu ne-ai întrebat, Ștefan, și chiar în timpul interviului sau chiar în timpul interviului. O atitudine de tip VIP pentru mine este un red flag. Oricât de bun ești ca și specialist. Până la urmă, tu vei lucra alături de alți colegi. Și e important ca și tu să le arăți același respect, pentru că și ei sunt specialiști pe bucata lor și fac parte din acel colectiv. În momentul în care văd un know-it-all, care are și doza respectivă de aroganță la pachet, ceea ce eu numesc VIP, da? Pentru mine e un red flag. Adică exact ce menționam mai devreme. Suntem într-o comunitate, partea aceasta de colaborare, de team spirit.
e un aspect important pentru mine, mai ales când am și în jurul meu colegi extrem de bine pregătiți, care dau dovadă de ceea ce și noi căutăm și considerăm a fi spiritul CGK cum numim sau CGK DNA. Da? Și mai mult decât atât, o persoană care se poziționează ca un VIP, care se consideră un VIP, cu tot respectul, pentru mine aduce și un risc cu privire la cum le va oferi suport colegilor juniori sau care vor să se dezvolte. Și până la urmă, într-o echipă, fiecare membru are punctele sale strong sau knowledge-ul strong pe anumite bucăți, pe altele poate mai puțin și vor să-și dezvolte, da? Să se echilibreze. Asta ar fi un red flag, da? The VIP positioning. O abordare tip dismissive sau lipsită de respect față de interlocutor. Și aici nu aș vrea să o percep ca o sferă, da, noi cei de la HR de-a lungul timpului ne considerăm poate un pic prețioși, nu. Dar ești în cadrul unui proces de recrutare, ești într-un interviu. Omul acela de la HR poate n-are toate informațiile, însă modul în care interacționez cu el arată ceva și despre tine. Inclusiv capacitatea de a-i explica, hei, uite, chestia asta despre care eu vorbesc tehnic înseamnă asta, știi? Adaptarea la interlocutorul tău, da? Cumva. Și respectul față de o persoană care poate nu are aceeași pregătire ca și tine. Și dacă văd pe cineva că este cumva lipsit de respect față de interlocutor, pentru mine, clar, nu doar că e un red flag, aș spune că nici nu știu dacă, nu cred că ar fi compania în care noi suntem cel puțin locul cel mai potrivit pentru acea persoană. Și povesteam mai devreme și modul în care te prezinți în interviu. De-a lungul timpului am avut și surprize ușor neplăcute, ca să nu spun de-a dreptul neplăcute, în care candidații nu știau despre ce companie este vorba, venind totuși inclusiv fizic la interviu, nu mai are sens să vorbesc de interviurile remote. That's a big no-no, that's a big red flag, you're waving it, știi? Sau nu știau despre ce rol este vorba, fiind în interviu. Astea sunt nouă și red flag-uri în același timp, sau poți să le privești și în ordinea inversă. Și am avut și de-a lungul timpului experiența în care, într-un interviu remote, de exemplu, persoana respectivă și-a aprins o țigară. Asta este iarăși un red flag, pentru că totuși ești în cadrul unei discuții, chiar dacă este o discuție relaxată, totuși trebuie să o tratăm ca atare. Da? Pentru mine, cel puțin, astea sunt și red flag-uri și uneori pot să ducă chiar la nouări pe zona de HR. Poate și o mențiune din partea mea și poate un pic curios în același timp. Pentru mine un red flag în timpul unui interviu este momentul în care persoana alături de care desfășor interviul respectiv nu mi adresează la rândul ei întrebări. Și nu arată, să spun așa, un interes față de oportunitatea pe care discutăm, față de CGK, nu știu, de exemplu, ca și companie, și nu dorește neapărat să afle foarte multe despre mediul de lucru de aici și despre cum va arăta efectiv o potențială experiență în CGK pentru respectiva persoană. Așa că, din nou, vă încurajez în momentul în care sunteți în interviuri să vă întoarceți un pic la ce spunea Raluca mai devreme. E un interviu de ambele părți și asta înseamnă că și voi trebuie să aflați tot ceea ce este de interes pentru voi despre viitorul angajator sau viitorul potențial angajator. Ștefan, sper că am răspuns cumva la întrebări. Dacă e ok, hai să ne uităm și la următoarea întrebare. Companiile acceptă interni care sunt în primul an de facultate, fără cazuri excepționale de olimpic, lină național sau 10 pe linie. Ok. Cred că
Sunt foarte rare cazurile astea, bine punctate, excepționale. Compania acceptă intern care sunt în primul an de facultate. Okay, aici depinde de la companie la companie, aș spune. Cele mai multe companii, în momentul în care derulează programe de internship, își doresc să angajeze acele persoane mai departe sau un număr de studenți din internship. Cred că este util să clarificați în momentul în care vedeți un program de internship, indiferent de canalul prin care vă este prezentat, să clarificați ce se așteaptă cumva cu privire la pregătirea voastră educațională, dacă sunteți în anul întâi și puteți să aveți acces sau nu. Da. Pentru că știu că, în general, programele de internship sunt destul de clar definite pentru studenți sau dacă e doar un anumit public, doar pentru acea categorie. Nu știu dacă mai e ceva de adăugat în zona asta, Vlad. Da, spune poate ca recomandare din partea mea să te îndrepți mai mult spre internship-uri care nu sunt neapărat desfășurate în cadrul unui program full-time sau lucruri de genul acesta. Pentru că implicit în momentul în care ești în anul întâi, disponibilitatea poate pentru un program full-time este un pic mai redusă și tocmai de aceea îți va fi un pic mai dificil să te acomodezi cu un asemenea program. Și atunci, exact cum spunea Raluca, diferă destul de mult de la companie la companie, dar aș spune că diferă și de la oportunitate și proiect sau de la o oportunitate și un proiect la un altul. În general, internship-urile care merg pe un program part-time sau un program redus îți oferă posibilitatea să te alături, poate sau îți oferă șanse mai mari să te alături din postura unui student în anul întâi, care trebuie să aibă totuși o prezență regulată la seminarii, la cursuri și așa mai departe. Cum spunea Raluca, de obicei multe programe de internship se desfășoară pentru studenți din anii terminali, din anii 3, din anii 4, pentru că vin la pachet și cu posibilitatea de a rămâne full-time după aceea în companie. Ăsta este cumva motivul din spate. Și văd că, uite, ne-a mai ajutat Andrei cu o întrebare. CV-ul trebuie schimbat pentru fiecare job, astfel încât să lăsăm numai ce se cere în descriere. Andrei, aș spune că ar fi un nice to have să faci niște ajustări CV-ului în momentul în care te decizi să aplici la un job anume. Dacă ai experiență pe niște arii particulare pe care jobul respectiv le cere, este bine să te asiguri, să faci un reassurance asupra faptului că CV-ul tău are criterii respective trecute acolo pentru a-ți crește șansele să fii optat pentru interviu pe mai departe. Însă, dacă este să mă întorc la întrebarea ta efectiv și să dau un răspuns concret, nu trebuie ca CV-ul să fie restructurat din temelii, să spun așa, și în niciun caz nu cred că trebuie să excluzi elemente din experiența ta doar pentru a le păstra pe cele care sunt criterii necesare pentru jobul la care ai aplicat. Cred că experiența ta trebuie descrisă pe de-a întregul, succint, e adevărat, cum spuneam un pic mai devreme, nu trebuie să ne ducem în detalii exhaustive sau să construim CV-uri întinse pe 10 pagini. Este un nice to have să sublinezi anumite criterii tehnice, spre exemplu, care se caută în mod special în jobul pe care tu îl targetezi, însă nu trebuie să-ți restructurezi de la zero CV-ul de fiecare job application pe care îl inițiezi. Dar exact cum spunea și Vlad, să te asiguri tu, cel puțin când aplici la un rol de junior, de exemplu, și să zicem că ai făcut un curs de Python. Da. Dacă pentru acel rol de junior Python-ul este pe lista cerințelor, fie must, fie nice, și tu nu l-ai, de exemplu, trecut în menționat în CV, e bine să-l punctezi. Adică, dacă tu ai făcut așa ceva, put it there. Dar nu să restructurezi tot CV-ul. Să te asiguri că ceea ce este relevant chiar există în CV-ul tău. Ceea ce se cere pentru acel job, de exemplu, și tu ai făcut, să te asiguri că există acolo. Hai să vedem ce se mai întâmplă în Q&A, în zona asta. Ok. Bun. Q&A, momentan văd că nu mai sunt întrebări. Cred că în zona de chat ar mai fi o întrebare ceva mai elaborată.
un pic mai sus. Ok, super. Ca să întreb ceva mai concret, dacă am un an de experiență în SOC, dar obiectivul meu ar fi să ajung pe tester, mă ajută această experiență la HR, chiar dacă din punct de vedere tehnic nu sunt foarte asemănătoare. Știm că am o curiozitate, luați în considerare și persoanele care au doar un an experiență în domeniu, chiar dacă cerințele jobului sunt 3 ani, adică eu tot o să aplic, că nu strică, dar eram curios dacă sunt și luate în calcul. Ok. Bun. Bun, dacă ai un an experiență în SOC, cel mai probabil ai avut posibilitatea să vezi ca și analist ariile poate de phishing, poate și ceva vulnerability management, da? Poate și ceva incident response. Există diferite, în funcție de companie, abordările sunt diferite. Pentru mine, dacă obiectivul tău este să ajungi pe testare și să studiezi pe cont propriu și în afară, în afara jobului, da, tu ai făcut deja, ai făcut niște eforturi, aș spune că depinde foarte mult dacă o companie are un rol de pentester, ce nivel de senioritate caută. Noi, de exemplu, în momentul de față avem un rol de pentester deschis. Este un rol de senior. Deci este un rol de senior pentru că avem nevoie de cineva care să contribuie inclusiv la framework-uri, avem nevoie de cineva care să vină și să impună poate anumite direcții, să îmbunătățească niște lucruri care există deja. Da? Și aș spune, dacă m-ai întreba, că după un an în SOC, mi se pare destul de rapid să faci trecerea, să faci saltul spre un rol de pentester. Pentru că pentru mine rolul de pentester vine cumva în spate cu o înțelegere a mai multor bucăți. Tu acolo trebuie să încerci să exploatezi ceva. Că vorbim de infrastructură, că vorbim de aplicații. Trebuie să ai, practic, și un knowledge măcar cel puțin general, pe ceea ce înseamnă OS, pe ceea ce înseamnă rețea, pe ceea ce înseamnă poate stocare, pe ceea ce înseamnă antivirus, pe ceea ce înseamnă baze de date and so on. Sau dacă e să mergem în zona de aplicații, inclusiv tot ceea ce ține de servicii and so on. Da? Și dacă m-ai întrebat pe mine, aș spune, după un an de zile într-un SOC în care tu, de exemplu, în activitatea de zi cu zi, poate nu ai acoperit toate astea, mi s-ar părea destul de rapid. Da? Exact ce ai spus și tu, nu strică să încerci, pentru că poate companiile caută un pentester junior și poate au deja o echipă de pentesteri la nivel de senioritate avansată și au disponibilitatea în echipă de a lua un junior și de a-l forma pe soluțiile pe care ei le au, pe care le folosesc, pe modul lor de lucru. Da? Ce v-aș sugera, ce ți-aș sugera și ce v-aș sugera tuturor când vedeți că există roluri pentru care voi ați făcut niște lucruri, fie la un job, fie într-un internship, fie într-o academie, da? Fie ați studiat pe cont propriu. Pe lângă a aplica propriu-zis, dacă e un rol, dacă e un job cu 3 ani, da? Dacă vorbim de la 5-7 ani în sus și voi aveți un an de zile, poate că mai e un pic de învățat până ajungem în punctul ăla. Da? Dar dacă vorbim exact pe exemplu ăsta, un an, 3 ani, pe lângă a aplica la rol, eu aș mai face ceva. Rolul ăla este postat de un recruiter sau de o companie. M-aș duce direct la echipa de HR, de recrutare a acelei companii, dacă aș avea inclusiv numele recruiterului, cum se întâmplă de multe ori pe LinkedIn, e jobul postat și ai numele recruiterului, i-aș scrie direct acelei persoane. Hei, uite, am văzut poziția asta la voi, am văzut că căutați pe cineva cu 3 ani, mă interesează, experiența mea este însă pam-pam-pam. Spune-mi, te rog, dacă ar fi oportun, dacă aveți flexibilitatea să aduceți și un junior în echipă. Dacă vrei să mergi și mai, și următorul, să zicem, sau dacă vrei să mergi cu următorul pas, poate chiar să te uiți la, vorbind de pentester, da? Poate acea companie are deja un pentester. Îl găsești pe LinkedIn, da? Îi scrii. Ei, uite, am aplicat și eu la jobul vostru. Salut, sunt X. Am aplicat la rolul vostru. Nu știu însă dacă voi aveți flexibilitatea de a aduce un junior. Crezi că am putea să discutăm, să vedem dacă
sunt un potențial candidat pentru voi. Adică există inclusiv varianta în care să duci direct la omul din tehnic. Da? Dacă rolul respectiv are și echivalenți de angajați deja pe acea arie. În primul și în primul rând însă m-aș duce către recruiter și pe lângă a aplica i-aș spune, adică mi-aș arăta clar interesul motivației. Și acea persoană poate să-ți spună, ei uite, da sau nu? Uite ce căutăm, uite de ce da, da? Uite de ce nu. Adică aș face asta și da, nu aș renunța să aplic când ai un an experiență și trei ani se cer pentru acel rol. Aș încerca. Dar să ai în vedere și cumva că există posibilitatea ca în acea companie pentru acel rol să existe un context. O mică adăugire din partea mea nu este neapărat 100% legată de întrebarea ta, Andrei, însă este un lucru pe care de multe ori îl scăpăm un pic din vedere. Cel puțin aici în CGK și sunt convins că și pentru mulți alți angajatori este valabilă treaba asta. Noi punem destul de mult accent și pe dezvoltarea oamenilor care sunt deja la noi în companie. Și atunci o să vă încurajez pe toți să faceți de-a lungul timpului, pe măsură ce acumulați experiență, pe măsură ce faceți parte dintr-o anumită echipă, este să urmăriți oportunitățile care apar în regim intern. De multe ori ne uităm cu toții în extern, vedem exact ce joburi mai sunt, ne gândim la care să aplicăm și așa mai departe, însă ignorăm oportunitățile acestea de dezvoltare pe care le avem în intern. Și de multe ori, în momentul în care ai o oportunitate în intern, pentru că este vorba de un angajat care este deja parte a culturii respective, a echipelor respective și pe care vrem să punem accent, să spun așa, există șansa să flexibilizăm un pic criteriile tehnice. Și există șansa să punem mai mult accent pe oameni din intern care sunt deja interesați de anumite oportunități. Și atunci, repet, de-a lungul timpului o să vă încurajez pe toți să vă uitați și la oportunitățile pe care o să le aveți în intern, alături de angajatorii care o să colaborați, și să vă exprimați de multe sau de fiecare dată când sunteți interesați de anumită poziție, să vă interesați de poziția respectivă, să aplicați pentru ea și, de ce nu, poate să beneficiați de niște criterii puțin flexibile față de criteriile care ar veni, de exemplu, pe o poziție din extern. Am mai pus Andrei aici, în secțiunea de Q&A, o întrebare la Luca și spune, Andrei, cât de în trend sau cât de căutat este postul în network security? Păi, în momentul de față, cred că sunt peste 20 de companii doar în București și Ilfov care caută așa ceva. Ca să-ți dau un exemplu spot on, inclusiv noi. Dar ce ar fi util de avut în vedere, Andrei, este că fiecare companie poate să aibă o anumită înțelegere pentru o anumită titulatură comercială. La noi, de exemplu, Network and Security Engineer este un rol de inginer de rețelistică care, din perspectiva securității, lucrează și pe zona asta de firewalling, de exemplu. Da? Adică are în activitate de zi cu zi și componente de genul acesta, respectiv are și situații în care echipa de networking participă în mitigarea unor riscuri sau în gestionarea unor atacuri cibernetice, dar din prisma inginerului de rețea. Da? Dar ținând cont că merg cumva mână în mână toate acestea, aș spune că și zona de network security pare să fie pe trend ascendent. Asta vrei să faci. Perfect. Să știi că avem un coleg în echipa de network, de networking, network and security, Alex Ionică. El, dacă nu mă înșel, este mai mult decât
interesat să dea sfaturi în zona aceasta de rețelistică și cred că urmează să ne pregătească și o surpriză cu privire la ceea ce a făcut el până în momentul de față și ce sfaturi dă viitorilor specialiști în zona de, de networking, persoanelor la început de drum pe această, pe această zonă. Da? Așa că, din punctul acesta de, de vedere, mă gândesc că aș putea, ia stai așa, să-ți dau chiar, să vă las aici un link. Pam, pam, pam. Da. Că e practic, e un articol pe care Alex l-a scris, cele șase, drumul către network engineer, da, cele șase componente. Le numește el. Pam, pam. Și Ștefan, da, dar poți să ne trimiți CV-ul ca să-ți dăm un input. Adică, dă-ne un semn, fără nicio treabă. E mie, fie Raluca, oricare dintre noi. Uite, stai așa. Exact, exact. Asta căutăm, nu? Să ne uităm un pic în zona asta, să mai punem o dată datele astea de contact. Aici, da? Aș vrea să vă adresez eu o întrebare foarte scurtă, dacă se poate. Dacă participarea la Unbreakable reprezintă cumva un avantaj pentru cei care s-au înscris în fața unui potențial angajator? Cu siguranță. Până la urmă vorbim de un program care pregătește viitorii specialiști de securitate. Faptul că faceți parte dintr-o comunitate, faptul că studiați niște concepte, faptul că aveți exerciții, it's huge. Adică mi-aș fi dorit când eram și eu studentă să fie existat asta și să pot să mă înscriu. Și într-un fel sau altul, în urma acestui program, pentru că voi veți fi implicați, veți face tot felul de activități, da, și practice și teoretice, automat și companiile care își caută inclusiv juniori sau care vor avea internship-uri, se vor uita în primul și în primul rând la ce se întâmplă în cadrul acestui eveniment. Da, adică, din nou, mi-aș fi dorit să fi avut și eu asta când eram în liceu sau în facultate. Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Văd că nu mai sunt întrebări. În cazul în care mai sunt, mulțumim tare mult că ne-ați lăsat datele de contact pentru ca toți participanții să vă scrie oricând au nevoie de un sfat, de, nu știu, alte insight-uri, alte, o ghidare așa pe tot parcursul acesta. Mulțumim tare mult, Raluca și Vlad, că ați fost alături de noi în seara asta. A fost o prezentare mai mult decât exhaustivă, aș zice eu. Notam câte întrebare și imediat cumva venea partea în care voi deja răspundeați la ea. Au fost niște informații și sunt informații foarte, foarte valoroase pentru cei tineri. Sper că și ei consideră așa și că îi vor ajuta în tot ce își doresc să facă de acum încolo și pentru orice, la orice job vor aplica, sper să fie ok pentru ei tot ce au învățat astăzi. Le mulțumesc de asemenea și participanților că au rămas cu noi până la această oră. Le voi trimite prezentarea, înregistrarea va fi disponibilă dacă vor să reia și alte aspecte. Altfel mă văd cu ei mâine la ultimul webinar din această săptămână și pe acestea fiind spuse, vă doresc o seară minunată tuturor. Vă mulțumim curiozitate și pentru întrebări și pentru că ați fost cu noi pe parcursul prezentării și că ați fost acolo și ne-ați ajutat în timpul prezentării. Și haideți să ne conectăm. Ștefan, dă-ne semn cu CV-ul ăla, da? Ne uităm împreună pe el și oricare dintre voi, dacă mai aveți întrebări, pe lângă adresa asta de mail, eu o să vă ajut ulterior, dacă e să corespundăm și cu numărul meu de telefon. Suntem într-o comunitate, da? Și o să rămânem într-o comunitate. Mulțumim mult pentru invitație.
Și ce pot să zic? Seara faină să avem în continuare. Mulțumim tare mult și ținem legătura în continuare. Seara frumoasă, așa ca voi. Seara bună. Seara bună. Pa, 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 pa.